Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Ștefănel, vă întreb în felul următor. Există două chemări care se luptă în interiorul meu, și anume chemarea spre monahism și cea a căsătoriei. Ce rugăciune recomandați să citesc? Aici aș fi eu mai aspru un pic. Dacă știi că a umblat cu fete și îi plac femeile, să se căsătorească, și dacă știi că e un om care iubește curăția, să se îndemne spre mănăstire. E nevoie și acolo de oameni buni. Da, întreabă, care este diferența dintre duh și suflet? Duhul este cea mai profundă parte a sufletului. Se vorbește despre Sfântul Apostol Pavel despre Duhul omului, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre că nimeni nu știe cele ale omului decât Duhul omului care este în om. Dacă am putea vorbi despre Duh, am vorbit despre și legătura lui cu suflet, am vorbit despre inima sufletului. Locul în care locuiește Dumnezeu în suflet, locul în care este împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea când omul a ajuns la partea lui duhovnicească, atunci el a ajuns la împărăția lui Dumnezeu. De-aia zice duhovnicie și nu sufleție. Pentru că puterile sufletești sunt naturale. Puterile duhovnicești sunt supranaturale, dar ele sunt în cadrul sufletului, nu este o parte separată de suflet. Cum ne dăm seama dacă am făcut pentru morții noștri tot ce trebuia făcut, noi nu știm, ca să-i scoatem cumva din iad, dacă au ajuns acolo fără voie? Nu-ți dai seama, cât mai multe parastase, cât mai multă milostenie, cât mai multe fapte bune pentru ei, nu-ți dai seama, nu te anunță Dumnezeu, Dumnezeu nu te anunță să zică, băi Mărie, gata, păi e în rai Ioan, nu te mai ruga, nu. Deci asta trebuie să mergi până la sfârșitul vieții. Cât poți, fă bine pentru cei răposați, că nu se știe la ce loc au ajuns și când biserica îi poate scoate din iad cu faptele cele bune ale milosteniei, parastasele, slujbele, pomenirile la Sfânta Liturghie, jertfele duse la altar și așa mai departe. Că nu se știe. Nu poți să știi cât ai făcut, dacă e suficient. Valentin vă întreabă, părinte, cum este bine să procedăm cu un om foarte stresat care ne întreabă de multe ori dacă noi credem că Dumnezeu are un plan cu noi? Îi spune, vorbește cu Dumnezeu să-ți descoperi planul lui. Ce e așa greu? Roagă-te să-ți descoperi. De unde să-ți răspund eu dacă sunt credincios? Ce planuri are Dumnezeu? Pot eu să o comand în locul lui Dumnezeu? Mai am și eu băieți ăștia. Părinte, dar ce o să fie? Ce o să fie? Băi, să vezi ce o să fie. Ce vrei să fac? Nu Samanta, să dau din inel, să spun ție ce-i mâine. Mihaela vă întreabă ce acatiste sau rugăciuni să citim pentru recăsătorie. De obicei noi privim, îl avem pe Sfântul Ierarh Nicolae ca ocrotitor al căsătoriților și ca, știm evenimentul din viața lui când el a facilitat căsătoria acelor fecioare ca ele să nu trebuiască să se căsătorească fără zestre și atunci să se căsătorească, să nu poată să facă această căsătorie și să fie luate așa, pur și simplu, de aia zicea trăirea în desfrânare, că se lua fără nuntă, fără binecuvântare, fără nimic. Și îl avem pe Sfântul Nicolae, dar și mai nou pe Sfânta Xenia, care este ocrotitoarea familiilor. Și dumneavoastră faceți un acatist la Sfântul Nicolae, la Sfânta Xenia, paraclis la Maica Domnului, la Sfinții Ioachim și Ana, care sunt și ei ocrotitori acelor căsătoriți în contextul în care acestea și doresc copii și cu Dumnezeu înainte. Vă întreabă în felul următor. Dacă la Sfânta Spovedanie părintele nu pune epitrahiul pe capul meu, este valabilă spovedania? Menționez că sunt în Italia și parcă nu mă simt eliberată după spovedanie. Este valabilă pentru că preotul, dacă rosește cuvântul te iert și te dezleg de toate păcatele, Duhul Sfânt este cel care lucrează, pentru că vedem și în viețile sfinților, făcându-se hirotonii de la distanță sau fiind anumite lucruri întâmplate în taină, dar bineînțeles,
taina trebuie respectată cum trebuie, dar având în vedere probabil au fost aceste condiții ale pandemiei, Dumnezeu este cel care la anumite situații de excepție rânduiește și el harul așa cum știe, pentru că el se uită la intenția și la gândul curat al omului. Dacă omul vine cu gândul curat și cu intenția curată și s-a spovedit curat, eu sunt sigur că Dumnezeu nu îl lasă neiertat de păcate doar pentru un considerent în acesta strict material. Să spune că am mari supărări și suferințe din partea soțului, cu inima plină de ură și invidie, și din partea adolescentei, obraznică, care vrea libertate. Ce canon să fac să se liniștească amândoi? Tot Mihail și Gavril și Paraclisul, iar adolescente, i-aș spune atâta, vinde-te ieftin, că ieftin o să coști. Vinde-te scump, că atunci scump ai să coști și ai să ai valoare. O femeie care se dezbracă la primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea bărbat poate fi doar ușuratică sau prostituată, niciodată o femeie demnă sau de calitate. Dacă ea își alege calitatea de ușuratică, este trebușoara ei. Va suferi în viață, va spăla izmeni până va pocni pentru un 5 lei de un ruj sau de un șervețel umed sau de o batistă. Se spune că frumusețea sufletului se vede după chipul omului. Cum comentați această idee? Da. Este legată de afirmația Mântuitorului Iisus Hristos. Că dacă ceea ce este lumină în tine este întuneric, cu cât mai mult întunericul. Sau ochii sunt porți ale sufletului. Este vorba despre acel calm, despre această liniște, despre acea bucurie și pace pe care o simți în prezența omului duhovnicesc. Fie că arată frumos după standardele noastre de frumusețe, fie că nu. Omul duhovnicesc îți aduce pacea și din momentul în care îți aduce pacea, este un om frumos. Din ce cauză? Că din momentul ăla îl cauți mai mult decât pe omul cel mai frumos. Pentru că el ți-a adus pace, el ți-a adus o clipă de liniște, el ți-a adus o clipă de nădejde. Și aia este frumusețea pe care o caută cineva. Toată lumea caută frumusețe, dar noi ne înșelăm pentru că uităm clipa aia de liniște, clipa aia de har, clipa aia de bucurie și iar ne ducem după frumusețele astea exterioare. Iulian spune felul următor: părinte, vreau să întreb, toate păcatele care le fac părinții cad pe copii? Sau nu întotdeauna. Prin botez copilul și ia pavăza adevărului și a milei dumnezeiești, dar copiii cad sub păcatele părinților din alt motiv. Dacă te-ai născut într-o familie iurea, rar să ieși un copil bun, pentru că proasta educație va influența negativ pe copil. Dar dacă copilul crește bine și iluminat, atunci lucrurile sunt bune. Adică eu am văzut copii din familii foarte săraci și foarte reușiți și copii foarte năcăjiți, poate din familii foarte zăpăcite și buni, dar în general una din păcatele din îndreptare de spovedanie așa spune: n-am mulțumit lui Dumnezeu că m-am născut din părinți buni, responsabili și credincioși. E un mare dar. Și cel mai mare blestem e să te naști din părinții responsabili. Uite despre vise. Cât să credem în ele? Vreau să știu exact ca să-i spun soacre mele că ea crede și le dă însemnătate la fiecare vis, că a auzit ea nu știu la cine că au visele însemnătate. Păi na, n-are cine să vândă cărți de interpretat visele, că vorba aceea, ce se cere, aceea după cerere și ofertă. Părintele Cleopa spune că nu trebuie cu niciun chip să interpretăm visele, nu trebuie să le băgăm în seamă, pentru că cel mai adesea sunt ispite de la cel rău care ce face? Tot timpul printr-o viclenie încearcă să ne strecoare aceste potriviri care se întâmplă între vis și realitate și să ne facă să ne încredem în ele tocmai pentru a ne duce la înșelare. Deci trebuie să fim cu mare luare aminte și să nu le băgăm în seamă. Iar Sfântul Diadoh al Foticei spune că dacă Dumnezeu vrea să-ți transmită ceva prin vis, visul se va repeta și Dumnezeu este cel care îți va transmite printr-o modalitate de el știută, pentru că dacă tu refuzi visul chiar fiind de la Dumnezeu, nu greșești. Și Dumnezeu nu se supără, pentru că tu ești într-o stare de atenție și de vigilență. Spune doamna Claudia în felul următor: am o mare confuzie. Iubirea de sine este cel mai mare păcat, egal cu mândria? În lume se zice să te iubești mai întâi pe tine pentru a putea iubi pe alții și pentru a avea... Corect. Numai să nu facem o confuzie. Ce înseamnă a te iubi pe tine?
înseamnă a te iubi pe tine însuți, a ști cum să faci ca sufletul tău să nu se piardă. Dacă numai te iubești și mănânci bine, te devii obedă, dacă te îmbrăci mult, devii și mai mândră decât ești, când ai tu haine luxoase, dacă te umpli de bani și nu mai știi să dai și la alții, ai altceva. A te iubi pe tine este foarte bine, pentru că tu dacă te iubești pe tine, te împărtășești, dacă te iubești pe tine, te spovedești, dacă te iubești, ai grijă de sănătate, dacă te iubești, ai grijă să faci fapte bune. Asta înseamnă iubirea de sine, să nu luăm noi iubirea de sine, cea care ne convine nouă. Nu mă rog să nu obosesc, nu bat mătani, să nu mă îmbolnăvesc, nu postez, nu fie rău, ai altceva, e șmecheria de sine. O altă, Ioana vă întreabă, părinte, ce să fac? Am început o muncă mai solicitantă și nu mai apuc să fac câte un acatist. Ce rugăciune să fac să fie înlocuit un acatist? Citiți un psalm de 12 ori. Acum eu, din, să zic așa, începutul vieții mele în mănăstire, părinții duhovnicești așa cu care am mai interacționat așa și când se punea problema de forma aceasta, dacă se pune problema să nu ai timp să faci anumite rugăciuni, ca și sugestie, dar asta să nu devină o obișnuință și cumva gata, nu mai fac niciun gen de rugăciune, ci toate le înlocuiesc. Spuneau așa, pentru rugăciunile de dimineață să zici în gând de 12 ori un psalm, pentru rugăciunile de seară la fel, pentru vecerne la fel, pentru un paracris la fel, pentru un acatist la fel. Deci un psalm pe care îl cunoașteți, rostiți-l de 12 ori, cu mintea îl puteți zice, chiar dacă sunteți la serviciu și îndepliniți o muncă fizică care vă împiedică să stați cu cărticica în mână, citiți de 12 în minte rostiți un psalm de 12 ori și echivalentul oricărea dintre aceste rugăciuni. Fie acatist, fie rugăciune dimineață, fie paraclis, fie rugăciune de seară. Există o rugăciune specială pentru rezolvarea unor probleme, pentru sprijin? De obicei, în ceea ce înseamnă stările sufletești sau problemele în care se află cineva sau primejdile în care se află cineva, cel mai recomandat este acoperământul Maicii Domnului, pe de o parte, și canonul la Îngerul Păzitor. Într-o zi faceți-l pe unul, într-o zi pe celălalt. Și obișnuiți-vă să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase în minte, Tatăl nostru în minte, Împărate Ceresc în minte, că sunt cele mai puternice scurte rugăciuni, care însumează toată viața noastră spirituală, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească, sau rugăciunea pomenirii numelui lui Iisus, sau rugăciunea invocării Duhului Sfânt. Astea sunt rugăciunile mici pe care le putem face în toată vremea, ca așa se ceară, în tot locul rugați-vă, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele noi pe Domnul. După aceea sunt rugăciunile retragerii noastre, în care noi citim ceva, facem câteva metanii, zicem câțiva psalmi, citim un acatist, avem o evlavie față de un sfânt. În general, pentru ceea ce a spus dumneavoastră, acoperământul Maicii Domnului, Îngerul Păzitor. Iuliana vă întreabă dacă orice acatist ne poate ajuta în neputințele noastre și cum să ni se împlinească cererea și să se sfârșească. Evident că nu există acatist care să-l citești și să-l ajutor. Dar noi cu precădere ne axăm pe acatist în raport de probleme. Dacă e o pagubă, e Sfântumina, dacă e înțelepciune, Caterina, Spiridon, dacă e durere, supărare, Pantelimon, Ioan Botezătorul, dacă e boală, Pantelimon, Nectar, Ioan Botezătorul, dacă e din naștere de fii, Ioachim și Ana, Stelian, adică sfinții au anumite criterii pe care ei le respectă în lucrarea lor harică și ne ajută atunci când îi chemăm. Dacă mă doare capul și citesc acatistul Sfântului Modest, evident că el poate să mă ajute să-mi treacă capul, dar el e ocrotitorul animalelor. Citești când sunt animalele bolnave, acatistul ăsta. Bun, Liviu vă întreabă ce rugăciuni recomandați pentru pacea lumii? Păi uitați că v-am dat acolo, este o rugăciune, ai pus-o pe acolo, că am trimis-o, chiar pentru care o spunem noi la proscomide, dar poate să spună oricine, orice om, da? Ce găsește? Ce o găsim? Da. Și în afară de asta, alte rugăciuni, adică, nu știu, Doamne Iisuse, problema mea nu este ce cuvinte spun. Problema mea este ca eu să fiu cu adevărat în fața lui Dumnezeu, ceea ce e complicat. Deci dacă mintea mea și inima mea încearcă să nu fie chiar așa de răspândite și așa de îndulcite și așa de înfricoșate de alte probleme, atunci încetul cu încetul și rugăciunea mea în fața lui Dumnezeu va fi mai aproape de voia lui Dumnezeu și va fi primită. Dacă mintea mea este împrăștiată, dacă inima mea este înfricoșată de alte prostii sau îndulcită de alte mizerii, atunci degeaba spun eu cuvinte respective, că sunt niște cuvinte o vorbă goale.
Deci eu și dacă sunt Tatăl nostru, chiar dacă n-am rugăciunea asta, da? Care putem să o luăm, da, o găsim, cred că o găsim pe site, la Bazilica, pe printa, așa. Chiar dacă n-am rugăciunea asta, sunt Doamne, dă-le Doamne pace, dă-ne Doamne pace și nouă. Nu? Sfârșit creștinesc în pace, cu pace Domn să rugăm, Doamne, așa să fie pace. Cred că dacă îți reușim să spunem asta cu atenție, e suficient. Da, bun, e frumoasă, sunt cuvinte frumoase și merită să spun. Elena se frământă, spune că are o suferință mare, citește maxim 10 zile un acatist, nu găsește rezolvare, schimbă, abandonează, deznădăjduiește și vă întreabă cum se află rezolvare. Este optimist. În Pateric există un părinte care la al 7-lea an de rugăciune necontenită zi de zi s-a enervat și a ieșit din fire și a spus: Doamne, ce faci? Nu vezi? N-auzi? Zi, fiule, ce te-ai tulburat așa? Păi da, de 7 ani te stric, Doamne. Până acum nu m-ai auzit? Ba da, te-am auzit, dar nu era concluzie ce cereai. Acum am văzut că ai insistat. Păi vreau cu tare lucru, mai roagă-te 7 ani. Adică, nu numărul de acatiste pe care le face Doamna schimbă sau rezolvă problema, nu abandonul sau deznădejdea. Cred că n-a reușit să-l convingă pe Dumnezeu că ea chiar cere lucrul ăla sau problema care o are. Doamne, atât te rog, să mă asculți. Nu mai pot. Aștept ajutorul tău. Asta e rugăciunea. Nu să stai să bălăiești un acatist cu mintea. Părinte, postul negru se ține doar dacă duhovnicul îți dă binecuvântare să-l ții sau nu este neapărat să-l întrebi? Păi nu, nu neapărat. Dar dacă e mai bine să-l întrebe pe preot, că nu, e mai bine să aibă binecuvântare, că orice post, orice lucrare făcută cu binecuvântare îi bine primită de către Dumnezeu. Deci dacă tot te încumeți la un post negru, e bine să ai binecuvântare. Că, și e bine să aibă de ce. Pentru că Domnicul te știe, să nu iei tu posturile așa, că nu știu și Maria de ce îi fuge mintea la post negru. Nu. Ne băgăm în posturi negre. Hai băgăm cu tine, Maria. De ce vrei tu băgăm să fii? Că știi ce face? Părinte, vreau post negru și poate ajunge la nebun sau Doamne ferește, mă, postește normal, că vezi posturi negre pentru niște probleme, Domnicul te știe să vadă dacă nu o faci din mândrie, dacă nu ți iei tu așa o cruce de că vrei tu să fii cineva, e mai bine să te cunoască preotul și atunci e bine să, părinte, dați binecuvântare, să zic că preotul, nu, lasă, la anul ăsta nu. Că nu știi care e în spatele acelui post negru, ca și unei râvne duhovnicești care e exagerată. La 1 Petru, capitolul 14, versetul 17, ne se spune clar că vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe de la noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă nu asculți Evanghelia lui Dumnezeu, n-ai cum să te mântuiești. Dar să fie clar că ascultarea Evangheliei lui Dumnezeu, pe de-o parte, poate să fie foarte simplă. Și mă gândesc la băbuța lui Petrețuțea, de care vorbea Petrețuțea, aia care vine la biserică și se roagă și duce pomelnicul după trudă și asta. Și poate să fie foarte simplă, dar pentru noi s-ar putea să ne separă că ascultăm Evanghelia, de fapt să nu ascultăm. Deci să nu ne repedem că noi suntem creștini și ortodoxi și noi suntem practicani și pe noi Dumnezeu să ne pună deoparte și pe ceilalți toți o să fie condamnați că vai de capul lor că nu au ascultat. Pentru că nu cumva să auzim și noi cuvântul spus iudeilor, că mulți de la apusi și de la răsărit din amiază Doamne, amiază zi vor veni, iar fi împărăție și vor fi primiți la cină, iar fi împărăție vor fi scoși afară, unde este scârșnirea dinților. Deci să ne entuziasmăm, să ne gândim mai degrabă noi împlinim cu adevărat Evanghelia și hai să corectăm la noi să împlinim Evanghelia și Dumnezeu să aibă milă de toți. Ioara vă întreabă cum să întorc la bunătate și la rugăciune pe soțul și fata mea asupra familiei mele. Nu le-a greșit cu nimic și au inima plină de ură, dușmănie și vide. Cred că este un conflict acolo între... Nu e niciun conflict. Ioara să rămână credincioasă, să-și facă datoria ei în dreptul ei, că sufletul ei se va mântui, iar pe ei să-i lase liniștiți. Dacă îi cer sfatul cel bun, bine, dacă nu vor să-l ceară sau n-au nevoie de el, ei se vor izbi de refuz, de încăpățânare.
doar să-i pomenească în rugăciuni. Iluminarea minții, Sfântul Stelian pentru fată și Paraclisul Maicii Domnului pentru soț. Sau Psalmul 37-67, îmblăzirea lui din lucruri rele. Eu am constatat de-a lungul anilor de spovedanii că bărbatul, cu cât tragi mai mult de el ca să-l faci credincios, să-l îndârjești. Când nu-l bagi în seamă sau îl ignori, el la un moment dat se simte singur frustrat că e izolat de soții. Bă, dar ce, te rogi numai pentru tine, zici pentru mine rugăciune. Sau ce, mori dacă faci o cruce și pentru mine? Și fără să vrea, devine el atractiv și devine om normal, firesc. Cu cât stai să-l latri sau să dai cu bățul el ca în câinile ăla care cu cât îl bați mai rău latră, așa face și ăsta, nu face nimic bun cu el, mai rău îl strică. Următoarea întrebare, cum scăpăm de vicii, de exemplu de fumat? Eu i-aș da niște variante concludente. Să-și cimenteze gura. Sau mai greu. Sau dacă nu poate, să aibă așa o perioadă de pregătire, să își rupă maxilarul. Își rupe maxilarul, stă 40 de zile cu el în stârmă, nu poate fuma, că nu are cum să deschidă gura și atunci se lasă până atunci. Glumesc, dar s-ar putea să fie foarte bună experiența asta. Treaba cu fumatul e problemă de voință până la urmă. Ori fumesc, ori, nu știu, aici n-ai variante. Sau, cum am zis, ia variantele clare. Fă ceva de nu mai poți să, sau să ajungi la, nu știu, să spui că ai o boală de gură și să spună medicul, domnule, dacă mai fumezi, s-ar putea să mori. Și ambiția de a nu muri te face să nu mai fumezi. Dar e problemă de voință, să știți. Da. Numai voința te poate scăpa. Da. Acum, noi cerem sfaturi, dar sfatul e simplu, sfatul e la tine, sfatul e voința ta. Vrei să nu mai înjuri? Ai voință, nu mai înjuri. Vrei să nu mai lovești? Nu mai lovi, nu merge că îți rupi mâna, stai mâna. Păi bine, trebuie să ajungi până la varianta aia. Exact. Nu mai lovești. Ce rugăciuni să facem pentru atacurile de panică? Da, acum dacă sunt atacuri de panică frecvente și este și o boală psihică, trebuie și tratament, să știți. Psihologii, psihiatric, cum o fi sau cum sunt termenii aceștia mai nou folosiți, trebuie să fie consultat și un medic dacă sunt și probleme din punct de vedere medical. Din punct de vedere spiritual, cereți ajutorul lui Dumnezeu. Până la urmă, știți, se spune să te rogi lui Dumnezeu atunci în vreme de pace, ca atunci când vine războiul și nu te mai poți ruga Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Să-ți aduci tu aminte de El când ești în pace, ca El când tu ești în război să-și aducă aminte de tine. Orice gen de rugăciune este bine primită și către Dumnezeu, și către Maica Domnului, și către Sfinți. Și dacă sunt frecvente lucrurile de genul acesta, într-adevăr, pus accentul în a cere ajutor din partea lui Dumnezeu Maicii Domnului și a Sfinților, că atunci când vin stările acelea și pe care tu nu le mai poți gestiona și nu te mai poți ruga, pentru că atacurile de panică sunt într-adevăr niște situații și trăiri care te depășesc, nu le mai poți tu gestiona și ți-e foarte greu, sunt foarte sensibile și grele de dus, să ceri ajutorul lui Dumnezeu când ești sănătos, liniștit și lucid, ca în momentele acelea să te ajute. Dar uneori se întâmplă că nu este suficient. Trebuie consultat și un medic și dacă face și obiectul medical, trebuie să fie pentru cazurile de genul acesta care necesită nevoie ajutor, trebuie făcut și tratament. Părinte, ce înseamnă lepădare de sine și să ne luăm crucea în fiecare zi? Ce să facem ca să fim mântuiți? Așa ca de final. Lepădarea de sine tocmai asta înseamnă. Când vrei să dormi, te rogi. Când vrei să trândăvești, faci ceva activ. Când vrei să fii scârcit, ești milostiv, când vrei să fii rău, ești bun, când vrei să fii nervos, ești calm, îți stai voia. Asta înseamnă lepădarea sinelui. Nu-l cultivi în mod grosolan. Cine mi-s eu în fața mea? Păi ești tu, pupă-te pe oglindă în fiecare dimineață. Deci faci fapte bune. Te pui contra păcatului. Asta înseamnă lepădarea de sine. Și a-ți lua crucea înseamnă a răbda, înseamnă a răbda orice încercare de orice fel vine, fără să cârtești împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă că duci cot la cot crucea cu Hristos, cum a dus-o Simon din Cirene. Și ne-am mântuit cu darul lui Dumnezeu, cum spune acolo. Doamne, nu-s vrednic de rai, nici în iad să nu mă dai. Iar Maica Evgenia de la Polovraci, nu-mi lua, Doamne, umbletul până nu-mi iese sufletul. Adică să mori sănătos și din picioare, sau biserica spune, sfârșit creștinesc,
Și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cere. El vă întreabă care este limita smereniei pentru a nu cădea în umilință. Limita smereniei. Smerenia este fără de limită, pentru că virtuțile sunt cele care merg spre desăvârșire din treaptă în treaptă, după modelul Mântuitorului Iisus Hristos. Acum când vorbim despre umilință sau de a te lăsa umilit, aici vorbim despre capacitatea ta de a suporta anumite lucruri, pentru că nu tuturor li s-a dat, pentru că aici este chintesența, că smerenia este un dar dumnezeiesc. Dacă ți s-a dat acest dar, înseamnă că Dumnezeu este cel care te ajută să rabzi și cea mai cruntă umilință. Dar dacă tu nu poți suporta lucrul acesta și te smerești înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu nu pot, până aici nu pot să mai duc mai mult, mă simt neputincios, este tot o formă de smerenie, dar tu te lași tot în grija lui Dumnezeu. Deci au fost și când au fost persecuțiile, au fost anumiți oameni care au spus, Doamne, eu nu pot să rabd chinurile, nu pot să rabd aceste dureri atât de mari, și atunci Dumnezeu era cel care îi dădea la o parte ca să nu fie prinși și stăteau acolo de frica chinuitorilor. Deci Dumnezeu știe măsura fiecare. Deci, cum spunea părintele Arsenie Papacioc, fiecare Dumnezeu i-a dat un pahar, unul mai mic, altul mai mare. Fiecare este dator să-și umple paharul său. Vă întreabă în felul următor, câteodată cad în păcatul judecării aproapelui cu cineva foarte apropiat din familie. Ce pot face? E foarte simplu, să nu-l mai judecați. Da. Da. Foarte greu. Da. Probabil, dar eu zic că e ușor. Adică de ce? Da. Lasă-l jos, de exact. Drumuri. Ce să mai care să-l judeci? Îți este mai simplu, mai greu e să judeci, mai simplu e să nu judeci. Trebuie să vedem și logica aceasta. Îi se pare penibil, dar e foarte simplu. Adică de ce să se pare greu să nu faci ceva. Vedeți ce logică, ce simplu ar fi. Adică să vedem partea aceasta a lucrurilor. Dom'le, nu face aia. Păi da, e foarte simplu. Adică n-ai de făcut. Și dacă ți-ar spune cineva, fă aia, să-ți dă de exemplu de lucru. Du-te și mătură în curte, du-te spală vasele, du-te nu știu ce. Așa să te îndemne și la păcat. Du-te și judecă, du-te și prefește, du-te și minte, du-te și drăcuiește, du-te și desfrânează, du-te și... pe nu vreau să fac, știi, cumva ți s-ar părea împovărător. Dar când îți spune cineva, nu face aia, adică simplu. El îți spune de fapt un lucru bun, să-ți simplifici viața, să nu ai activitate, adică să treci mai mult cu tine. De ce să fie atât de greu? Greu e să faci lucrul ăla, adică să-l judeci. Mai simplu este să nu-l judeci, pentru că nu mai ai de lucru, adică ți s-a simplificat viața, gândurile, mintea. Ai lăsat activitatea în jos. Nu-l mai ai mintea ta, nu-l mai cari pe umerii tăi. Nu știu de ce se pare așa de greu, nu? Așa trebuie să fie cu fiecare lucru, fiecare patimă, lucru rău. Nu-l mai faci și punct, e mai fain, e mai ușor, mai simplu. Eu acum am înțeles de ce sunt atât de multe întrebări legate de certuri în familie. Aurora îmi întreabă, părinte, de ce trăiesc cea mai mare neputință pe care nu-mi imaginam că o să o am? Ca soțul meu să îndușmănească familia, deși nu l-a deranjat niciodată cu nimic. E invidios și plin de ură pe el. Aștia sunt niște soți prost crescuți. Cum să-ți jicnești soacra care ți-o dat pe fică sa? Deci asta e proastă educație. Eu dacă eram măritată sau însurat și apărea ceva de genul ăsta, de-a doua zi dădeam divorț. Băi, ori suntem oameni normali în spiritul legii, ori hai să terminăm, nu mai stăm la discuții inutil și fără rost. Deci asta e o mare prostie, da? Mă rog, dacă oamenii acceptă, m-a deranjat dintotdeauna și am să o spun deschis. Statutul de doamnă nu trebuie să te discalifice din statutul de femeie, de creștină, de persoană și de tine însuți. De ce să rabde-o toate golănirii doar numai de dragul de a sta lângă un bărbat? Păi ești prost, du-te și te educă, du-te și te tratează, du-te și învață, caută psihologul, caută sociologul, că du-și fă exerciții de comunicare și când ai să crezi că ești bărbat, ai să fii bărbatul meu. Până atunci, la revedere. Sau dacă ea este așa, identic. Domnișoară, te tratezi, te educi, te școlarizezi, te duci și te psihologizezi, te duci și îți faci coaching-uri de astea de formare profesională și înveți comuni și stăm din vorbă. La revedere! Eu nu m-am însurat să trăiesc iadul în casă. Sau nu m-am măritat să trăiesc în sclavie. Punct. Mai departe, părinte, unde era raiul, pe pământ sau în cer? Se vorbește despre raiul făcut de Dumnezeu. A sădit Dumnezeu rai în Eden.
Deci este vorba despre o grădină a lui Dumnezeu, o grădină a și după aceea despre un rai sădit în acea grădină. Și este vorba despre pământ, acea grădină a raiului și după aceea grădina raiului și după aceea de raiul din acea grădină. În momentul căderii, raiul a devenit inaccesibil și în momentul potopului, înainte de potop, raiul a fost ridicat de pe pământ, la cer și a devenit pur spiritual. De fapt, el era spiritual. Era la mijloc între spiritual și material, pentru că materia era în stare de nestricăciune acolo. Era și floare, era și fruct, era și frunză, toate calitățile creației erau instantanee și nu depindeau una de cealaltă în formare. Era darul lui Dumnezeu. Dar raiul a fost experimentat de Adam și Eva ca pământesc. De aceea se spune că la poarta raiului a plâns Adam. La ieșirea, și de aceea îi se spune că s-a pus străjer, s-a pus ăsta, cum îi spune, arhanghel cu sabie de văpaie ca să păzească acest rai. Rai care a fost ridicat de Dumnezeu în momentul în care toată lumea s-a înrăit și în momentul în care a venit potopul, raiul a fost această grădină spirituală, a fost ridicată de Dumnezeu la cer. Bun, mai departe, Mihaela vă întreabă în felul următor. Părinte, la judecata particulară și cea de obște, se spune că se deschid cărțile și toate faptele oamenilor se vor vădi. Se vor vădi și faptele pe care le-am spovedit? Ne spune Sfântul Nicodim, a ghioritul păcatele care au fost spovedite, iertate și dezlegate, pentru acelea nu ne va mai cere socoteală Dumnezeu. De aceea este atât de importantă taina spovedanii, pentru că ele, cum spune acolo în cântarea de la Postul Mare, rupe zapisul păcatelor mele. Deci iată, și avem mărturie la viața Sfântului Vasile cel Mare. Când o femeie, făcând niște păcate mari, grave, nu avea curaj să le mărturisească și le-a scris pe o hârtie, a împăturit hârtia, a sigilat-o și s-a dus la Sfântul Vasile cel Mare și a spus: Părinte, dacă Dumnezeu cu adevărat mi-a iertat păcatele, roagă-L, pentru că mi-este rușine să le spun, le-am sigilat aici, roagă-L dacă mi le-a iertat să le șteargă când deschid hârtia să nu le mai găsesc scrise. Și bineînțeles, Sfântul Vasile cel Mare se smerește și îl trimite la cuviosul Efrem Sirul, în partea Siriei. Efrem Sirul, când aude de acest lucru, se smerește și el și îl trimite înapoi la Sfântul Vasile, spune: numai el te poate rezolva și numai el te poate ierta. Și când ajunge înapoi la Sfântul Vasile, Sfântul Vasile deja era adormit, deja era în sicriu, deja se făcea slujba și o femeie vorbește cu un preot și spune durerea ei. Și spune preotul: ia și pune hârtia pe mâinile Sfântului Vasile cel Mare și roagă-te. Și se roagă femeia și când ia bilețelul, păcatele sunt șterse, foaia albă ca zăpada, cum spune Psalmistul David: stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. De ce le se șterse? Elina vă întreabă: părinții care nu sunt căsătoriți și au copii sau sunt catolici, pot copiii lor să se nască cu autism sau cu retard sau alte boli ca pedeapsă pentru desfânarea părinților? Nu, autismul nu este o boală din naștere, autismul este o vaccinoză al aeroierului care se face înainte de termen sau pe neverificarea copilului înainte de vaccin. Aia este un vaccin pe care japonezii îl fac mono, noi îl facem triplu, toate trei la un loc. La ei a scăzut foarte mult rata de autism, 1 la 1.000.000, și dacă copilul nu e bine pregătit ca imunitate când se face acest vaccin, poate da aceste sincope, acest autism, această dereglare de vorbire și deficit de atenție. Dar dacă se face după un an de zile, când copilul are imunitate bună și sănătos, nu mai pățește nimic. Eu am recomandat la foarte mult și toți au avut succesul. Nu spune părinte, n-a pățit nimic, nu se cunoaște nicio problemă. Și poate fi pedeapsa pentru desfânarea părinților? Nu e pedeapsa, sunt încercări ale vieții, dar n-ar trebui pruncii noștri să suferi din cauza deficitului nostru din atenție. Adică ar trebui foarte mult atenție pe ceea ce înseamnă protecția medicală, socială, paternă, maternă în viața copiilor. Când ai un copil, te interesezi de toate. Unii îți duc la medic ca la cofetărie, unii îți duc la medic simplu, așa, dezinvolt, citește pe internet și-și ia pastile, caută pe Google și-și ia pastile, caută pe Facebook și-și ia tratamente. Ei, la situații de genul ăsta ne așteptăm și la nenorociri de genul. Părinte, luni acum a murit bunica mea, Dumnezeu să ierte. Aseară m-am trezit de multe ori noaptea și primul gând a fost la revenirea în simțire, că
când, care a fost la revenirea în simțire, a fost să fac neapărat rugăciuni pentru bunica mea. Ce înseamnă aceste lucruri, aceste gânduri? Este un dar din partea lui Dumnezeu. În general, când se întâmplă ca după moartea cuiva, cineva din arealul familiei, mai aproape sau mai îndepărtat, are câte un semn de genul acesta, că se arată cel plecat dincolo, că simte în suflet nevoia să se roage pentru cel care a plecat, este un dar din partea lui Dumnezeu care cheamă la rugăciune. Sufletul respectiv are nevoie să fie ajutat prin rugăciune și atunci îngăduie Dumnezeu, rânduiește Dumnezeu ca o binecuvântare și ca dar, într-un anumit fel, doar de el știut, în genul, în cazul dumneavoastră, în genul acesta, în care Dumnezeu transmite cumva voia lui că este nevoie de rugăciune. Și rugăciunile cele mai potrivite pentru cei care pleacă dintre noi sunt Sfânta Liturghie și parastasele, care se fac de către biserică în cât mai multe locuri și este mai multă rugăciune, cu atât mai bine și mai benefic, iar personal, pe lângă Sfintele Rugăciuni, Sfintele Liturghii și parastasele făcute la biserici, se pot face milostenie în haine, într-un bănuț, dacă dai cumva în numele respectivului și citirea la psaltire pentru sufletul celui care a plecat. Deci este un dar. Asta înseamnă o binecuvântare din partea lui Dumnezeu care stimulează și vrea să atragă atenția că este nevoie de rugăciune și sufletul acela trebuie să fie ajutat. Daniel, vă rog, vă întreabă ce părere aveți despre iubirea de arginți. Mulți o avem, o doză mică de iubire de arginți. Cum ar trebui să gestionăm această iubire? Păi să nu ai acum iubirea de arginți este când ai iubirea asta față de bani exacerbată, exagerată. Trebuie să scapi de ea total, că noi, acum, ce să zic, și aici ține de voință. E o patimă, o patimă grea. Iubirea de argint, îmbulbarea pântecelui, desfrânarea, mânia, slava deșartă, mândria. Nici o doză mică, o doză mică de iubire de argint nu-i bună. Că ai nevoie de bani, nu-ți lega sufletul de ei, de bani. Asta e problema. Aici e iubirea de argint, când ți se leagă sufletul de ei, de banii ăia. Te gândești noaptea la bani, bă, am bani, atâția bani, bă, ce să fac cu ei, bă, am banii ăia, mai pun pe ei, peste ei atâta, îi mai pun acolo la șosetă, bă, dar ce bucuros să-ți cam banii ăia. Trebuie să te îndepărtezi, mă, da, ai nevoie de bani să mănânci, să-i cheltui, să-ți dai datoriile, să-ți cumpere o casă, să-ți cumpere o mașină, să-ți cumpere haine, gata, dar nu ții la banii ăia. Dacă zici unul, bă, câți bani ai la tine? Am 1000 de lei, dăm 200, ține, măi. Dar nu când, ioi, nu pot, ioi, că îi dai așa cu părere de rău, cu ți se rupe mâna până să-i dai bani, știi? Ți se uscă mâna și cu mâna uscată și nu merge. Deci iubirea de argint e o patimă grea. Că e puțin, cu ce părere aveți despre? Nu pot avea o părere bună. Că avem nevoie de bani, da. Dar să nu se lege sufletul nostru de banii respectivi. Adică dacă trebuie să-i dai, dă-i frate, fără nimic, fără nicio părere de rău. Că tot lucrăm cu bani și noi lucrăm cu bani mănăstirea. Este o unealtă, adică nu e ceva... Nu ne procedăm ca profesori de religie cu elevii care sunt gălăgioși și nu primesc cuvânt. Măi, Avrămuț, aici problema este în felul următor. Eu știu despre ce e vorba. Aveți o programă destul de încărcată care trebuie predată. Încearcă să o predai că așa îți cere planul lecții și pedagogia și așa mai departe, dar ascultă-mă și nu o să ai de pierdut. Pune-i pe toți să învețe Tatăl nostru și cine îl știe perfect, pune-i un 10. Pune-i pe toți să învețe Împărate Ceresc, Preasfântă Treimii, și cine îl știe, pune-i un 10. Pune-i pe toți să învețe Crezul și Psalmul 50 și cine știe, pune-i un 10. Lasă-i în pace, povestește-le orice, intră cu ei în glumă, dă-te în mintea lor că nu îi schimbi. Dar ei în viață când vor da de greu își vor aduce aminte că tu i-ai învățat rugăciunile astea și o să-ți mulțumească toată viața. Știi ce o să spună? Asta o știu de la profesorul de religie, că altfel scriptură de ei nu o să prindă niciodată pentru că ei acum sunt tineri și teribiliști, nu înțeleg ce-i viața, dar când o să izbească cu capul de greu, o să citească ei scriptura din nevoie, nu de drag. Nu te stresa și fii foarte calm. Eu am avut băiat călugăr de-a meu care făcea facultate, au predat religia într-un liceu de asta de copii gălăgioși
Și după ce a ajuns preot, majoritatea elevilor, când au auzit că e preot, veneau și se spovedeau la el: domn profesor, dar mi-a spus profesorul de religie, vreau să mă spovedesc la dumneavoastră. Și au câștigat foarte ușor, că ei s-au adus unul pe altul după aceea. Orice repercursiune a vieții are și o medalie, nu rămâi fără plată, dar învață-i lucrurile elementare. Dacă pleacă din școală cu 10, 5, 7 rugăciuni învățate în toți anii lor de liceu sau de gimnaziu sau de ce fac ei, 8, 12 sau 5, 8, ești cel mai fericit profesor. Andreea, vă întreabă în felul următor. Ea întreabă în felul următor. De ce să mă tem de venirea sfârșitul lumii acesteia dacă în crezul sau simbolul credinței noastre este scris aștept învierea morților și viața veacului ceva să vină? Și de asemenea, Tatăl nostru spune vie împărăția ta. Da? Vie, adică să vină împărăția ta. Pentru că suntem oameni, din păcate, și dimensiunea noastră omenească a pierdut în mare măsură dimensiunea creștină. Deci nu mai suntem foarte dornici de a-L vedea pe Hristos la a doua venire, ci suntem dornici să trăim mai mult și mai bine aici. Asta este atitudinea corectă este, da, ne dorim, Doamne, să vii. Ne dorim să vii și ne bucurăm că vei veni. Ne bucurăm de venirea ta. E adevărat că știm și din Evanghelia Matei, capitolul 24, și în Apocalipsă, și din cealaltă, că mai sunt câteva profeții prin Tesaloniceni și câteva, sunt răspândite, nu sunt atât de multe pe cât ne-am închipuit noi. Știm că sfârșitul lumii, venirea a doua Mântuitorului, este coincide cu sfârșitul lumii și va fi precedată de mari dureri și de suferințe pentru creștini, cum am citit, începem să citesc aici în capitolul 24, dar n-am dus-o până la capăt, și atunci noi, cunoscându-ne putințele noastre, Doamne, nu știu dacă fac față acele dureri și acea obligație de a-L mărturisi pe Hristos în condiții vitrege. Nu știu dacă fac față. Și atunci, de asta unii dintre noi preferă să mai amâne venirea sfârșitului ca să mor eu liniștit în patul meu, să nu trească să fiu mărturisitor, cine știe ce, în fața căror chinuri să fiu supus pentru a-L mărturisi pe Hristos. El vă întreabă de ce în viața asta unii suferă foarte mult și peste măsură. De ce au viața mai grea, iar alții mai ușoară și frumoasă? Aici sunt trei judecăți. Una e dumnezească, pe care nu o știm noi. Una e socială, pe care o vedem cu ochiul liber și o discutăm în această întrebare. Iar în una mai zice așa, că viața este cum ți-o faci. Discutam acum într-o zi cu un băiat, l-a spovedit, care era în conflict cu părinții lui că vrea să ia o fată direct bolnavă. Și eu zic, bine, n-am nimic împotrivă, iau, dar crezi că părinții tăi îți vreau rău dacă ți-o spus că nu-i bine pentru că ai bolnavă psihic și n-ai să poți face casă cu ea, dar ce treabă au ei cu cine mă însor eu? Ia ca îți iei una de asta, la început o faci din curaj, din entuziasm, după aia nu-ți merge bine, după aia îți merge rău, după aia dai cu capul în gard, după aia mai faci un copil, după aia o lași tu, te-ai săturat și surpi rău și îl continui de mai departe, tot mai departe. Deci viața mai e și, nu, unii spun, vai, așa a fost scris. Nu i-a fost scris nimica. Dacă ești dezordonat, vei duce viața dezordonatului, dacă ești bețiv, vei duce viața bețivului, dacă ești hoț, vei duce viața hoțului, dacă ești curvar, vei duce viața curvar, dacă ești leniș, vei duce viața leneșului. Păi, cum îmi spui tu, mic, ești sărac, nu mă refer la doamna, doamne, să nu înțeleagă. Da, în modul general. Tu îmi spui mie că ești sărac, eu îți dau 500 de lei și îmi fac un calcul. Zic, mă, și iau un pui, își ia cât un pic de ceapă, câțiva cartofi, câteva pâini, să aibă 20 de mâncare. Și el cheamă în fața mea taxiul, urc în taxiul, scoate țigara, nici noi ieșit din ograda mănăstirii și o aprinde și pleacă cu taxiul în oraș, care ia până în oraș 35 de lei. Păi pentru asta ai venit la cerșit, frate. În cazul ăsta, du-te pe jos, mai bate drumul până la mănăstire. Ce faci, vii pe jos și pleci cu taxiul, ce vrei să râzi, ești domn? Normal că viața e grea și urâtă. În ceea ce privește căutarea frumuseții lui Dumnezeu sau căutarea frumuseților spirituale, trebuie să avem sau să plecăm la somn sau la momentul nostru de reculegere cu gândul pe care ni-l instalează așa Mântuitorul Iisus Hristos atunci când spune: să căutați voi mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Că știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate celelalte. Deci,
Dacă ne gândim prima oară la frumusețea împărăției lui Dumnezeu, o să știm să facem frumoasă și viața noastră de aici. Din împărăția lumească de aici, din cetatea noastră de aici, din orașul nostru de aici, din familia noastră de aici, din mănăstirea noastră de aici. Ați văzut, mănăstirile sunt foarte frumoase. Da, sunt foarte frumoase. În momentul în care le mai vedem și în ăsta, cum îi spune, în umbra lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu, atunci ele nu sunt numai simpli grădini botanice sau simpli monumente arhitecturale deosebite sau simpli monumente UNESCO, că nu asta e interesant la o mănăstire. Dacă reușim să vedem împărăția lui Dumnezeu din mănăstire, împărăția lui Dumnezeu din familie, împărăția lui Dumnezeu din lume, din spatele lumii, din spatele familiei, din spatele mănăstirii, atunci vom ști să apreciem și frumusețea aceasta văzută. Dacă nu știm să apreciem această frumusețe ascunsă, atunci și frumusețea văzută se însingurează. Mănăstirile devin goale, orașele noastre devin insuportabile, familiile devin, după cum să știm, locuri în care oamenii nu mai pot să viețuiască. Să dea bunul Dumnezeu să căutăm un pic la frumusețea cea ascunsă. Și după aceea ne dă Dumnezeu și frumusețea cea văzută. Că pentru noi le-a creat pe toate. Cineva vă întreabă, părinte, dacă renunț la a fi în lume și mă izolez, renunțând la cele ale lumii, greșesc? Este păcat? Acum nu cunosc toate detaliile, dar eu nu curajez chestiile de genul acesta. Pentru că sunt două moduri de viață firești și corecte care ar trebui să fie trăite. Ori viața de familie în societate, să trăiești o viață normală. Asta nu înseamnă că trebuie să ieși pe stradă, să bați din palme și să pari foarte, foarte sociabil cu toți. Dar nici să trăiești în societate, să te izolezi, să nu mai vorbești cu nimeni, chipurile că ești duhovnicesc și tu vrei cumva ca o revoltă împotriva lumii. Dacă ai plecare spre izolare și isihaz și îți permite contextul de familie să faci lucrul acesta, înseamnă că și ai libertatea să faci lucrul acesta, ești potrivit pentru mănăstire. Și atunci eu zic, sunt două moduri de viață potrivite. Ori trăiești în lume cum trebuie, ca un creștin bun, fără să te izolezi, pentru că atunci apar probleme psihice, depresie și începi să-i judeci pe toți, ți se pare că ești duhovnicie sau duhovnicească și ceilalți nu sunt în regulă, pentru că trăind de lume vezi anumite lucruri pe care lumea le face și tu izolându-te ți se pare că tu nu le faci și apare să se urcă la cap mândria. Dacă nu-ți convine cum trăiește lumea și vrei să trăiești izolat, ce te oprește, nu? Dacă ești dezlegat de alte responsabilități, să intri într-o mănăstire. Și atunci alegi una dintre cele două. Vrei isihaz, izolare și viață duhovnicească adâncă, cu ascultare, cu smerenie, cu răbdare, cu rânduială, cu post, cu rugăciune, cu canon, cu rugăciune în biserică, intri într-o mănăstire, iar dacă ești în lume, nu te izola, că nu e regulă. Dacă nu vrei să-ți asumi viața de mănăstire, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tendința și aplicarea ta de a te izola în lume. Să te izolezi, să ce? Știi, să stai două, trei săptămâni acolo, te ia lenea, zi tot felul de gânduri și apar stările depresive foarte, foarte frecvent. Nu văd, asta e un gen de a treia cale cumva. Nu ești nici în lume lumesc, cumva cum trăiește societatea ca un și un creștin bun, nu ești nici în mănăstire să fii după anumită rânduială și ascultare, ci un gen de improvizație. Și improvizațiile în general nu țin. Manuela vă întreabă, ce pot să fac pentru bunicul meu care fumează foarte mult și nu are voință să se lase și bea foarte mult? Pot să-l pomenesc la Sfânta Liturghie? Sigur că, dar la moartea dumnealui îi pui în sicriu câteva pachete de țigări și o sticlă de vodcă, să treacă ușor pe mână. Ce să facă dacă nu vrea să se lase? Trebuie făcut Mina, Mihail și Gabriel. Vlad, îți dai seama că e un păcat ultra învechit. Greu, dacă la vârsta, când spui bunic, peste 60 de ani. Deci e greu de acum să calul bătrân să-l pui în buiestru sau la căruță. Da, probabil rugăciunea ca măcar pe ultima sută de metri să apară o, nu știu, oportunitate, știți, un moment de luciditate. Știți cum este problema? Mie mi-e frig la cap și ție spun fesul ca să mă încălzesc eu. Da. Așa. Da. Cam asta e și asta. Fata face rugăciune, se roagă, se închină, dacă el n-a nicio treabă cu Dumnezeu, cum se prinde rugăciunea de un ticălos, de un pătimaș? Trebuie nădejde la Dumnezeu, poate îi vrea da un semn. Eu am făcut odată o chestiune în glumă, nici n-aș, mă feresc de a face glumii. Am două greșeli fundamentale făcute, de unii mi-am dat seama cât de aspru lucrează Dumnezeu prin cuvântul preotului. Aveam o fată excepțional de credincioasă, erau doi băieți, Natasha și Marcel, erau ieșeni pe aici.
Și fata aia n-avea puiuț, n-avea copii. Și știu că, nu știu cum am zis eu odată, părinte, ori să fac copii. Și i-am pus mâna pe cap și am zis să dea Dumnezeu să nu mori până n-ai să fii mamă. Și săraca femeie a murit după naștere. Wow. Dar nu în ideea asta m-am gândit. Adică, ca să o fac copia să creadă că trebuie să fie mamă, am zis vorba asta. Eu mi-am amintit, de multe ori mi-am reproșat-o. Zic, moare, n-o fi fost din asta, că e săraca. Doream să fac. Las-mă, stai niștit, uite, să nu mori până n-ai să fii mamă. Și săraca a murit după nașterea copilului. Deci, dacă te rogi, Dumnezeu te ascultă. Dacă te binecuvintează, Dumnezeu te ascultă, Dumnezeu. Dar trebuie să fii atent. Nu ne jucăm în cuvinte. Treabă, ce să facă doi soți fără copii dacă amândoi trag în direcții diferite? Soțul care este mai credincios dintre cei doi să facă apel la Dumnezeu și la înțelegerea față de celălalt. Înțelegerea față de celălalt. Dacă trag în direcții diferite, bănuiesc că încă sunt tineri și unul dintre ei nu-și dorește copii, că nu are cum să nu-și dorească copii la 45 de ani. Cum vedeți că există unul, că încă sunt tineri. Faceți apel, mai ales dacă sunteți căsătorită și religios cu el, faceți apel la o anumită stare de răbdare și la o anumită stare de înțelegere și la o anumită stare de rugăciune. Și Dumnezeu va lucra în inima celui care deocamdată nu își dorește lucrul ăsta. Nu consider că discuțiile pot convinge în tema aceasta. Nu consider că discuțiile pot convinge în tema aceasta. Și nu cred că trebuie forțat omul spre ceva ce el nu dorește deocamdată. Dar, pe de altă parte, nici nu trebuie lăsate lucrurile să meargă la nesfârșit în această direcție. Și de aceea, rugăciunea este cea mai potrivită în acest moment, pe de o parte, și momentul în care dumneavoastră o să simțiți că, sau cel din casă care o să simtă că o să poată să pună această problemă în momentul cel mai prielnic, așa, pe tavă, spre discuție și spre deschidere sufletească a celui de lângă noi. Că degeaba, dacă tot îl stresăm și hai și astăzi și mâine și poimeni și nu știu ce, mai mult rău facem în contextul acesta, mai ales când el este închis spre această oportunitate din viața lui, a facerii de copii. Da. Tot Alexandra vă întreabă, cum ne dăm seama că evoluăm în viața duhovnicească? Acum, în general, oamenii duhovnicești nu prea-și fac multe calcule, dar în același timp totuși sesizează și este bine să se sesizeze lucrul acesta. Adică să-ți dai seama și evoluția spirituală ca evoluție o constați în momentul în care până urmă compare, nu trecutul cu prezentul. Îți dai seama ce ai făcut ieri și ce ai făcut astăzi. Dacă ieri ai făcut anumite lucruri și astăzi ai reușit să nu le mai faci, adică din punct de vedere al răului, al păcatului, atunci îți dai seama că un pic ai evoluat în ceva. Adică să simți în tine și să vezi în tine evoluția în a păcătui mai puțin astăzi decât ai făcut-o ieri. În a păcătui mai puțin mâine decât ai făcut astăzi. Știți, se contabilizează lucrurile acestea în sufletul tău, în mintea ta, le simte conștiința ta. Și faptic, și simțit, și gândit, și vorbit. Și atunci îți dai seama dacă mergi spre bine sau dacă din contră ai mai fost mai bun ieri decât astăzi. Înseamnă că ai o involuție și nu o evoluție duhovnicească. Dar nu stai foarte, foarte mult doar să contabilizezi viața ta și cumva repetitiv să-ți mai repeți odată viața. Adică stai să contabilizezi astăzi toată ziua, să contabilizezi ziua de ieri. Și mâine să o contabilizezi pe cea de astăzi. Deci cumva tu să mai repeți încă o dată viața ta, repetând la modul prezent timpul pe care l-ai trăit la modul trecut, la timpul trecut. Că atunci te pierzi în calcule de genul acesta și gânduri de prisos și te năucești de cap. Dar așa în linii mari, în 2-3 minute, poți să-ți dai seama dacă evoluezi în bine și până la urmă spune inima, spune conștiința, câtă tragere din inimă ai pentru Dumnezeu, cât de mult îl iubește pe Dumnezeu. Dacă ești mai înflăcărat, mai doritor să te rogi, să fii mai bun, să fii mai revnitor la merge la biserică, de a împărtăși mai multă pacea și liniștea în jur, de a fi mai îngăduitor, de a fi mai smerit, de a fi mai răbdător. Dacă ai toate dispozițiile acestea și simți în sufletul tău că ele cresc ca dorință, ca potențial înaintea lui Dumnezeu, stai seama că evoluție în bine. Dar dacă simți că nu te-ai mai rugat așa cum te-ai rugat ieri, nu prea ai chef să postești, parcă nu mai ai atâta tragere din inimă să mergi la biserică, duminica trecută ai avut-o, dar acum parcă nu-ți mai vine, atunci e o involuție
îți dai seama că de fapt nu evoluez, ci din contră regresez. Iulian vă întreabă în felul următor. Părinte, serviciul pe care l-am vine la pachet, adică este inclus, da, și prânzul din partea patronului. Clienții la fel, mici gustări. Cum să procedez? Neacceptând, mă simt figurant sau fițos? Nu. Aici greșim noi. Dumneavoastră, când postiți, postiți pentru Dumnezeu. Gândul în momentul în care îl postiți trebuie să fie numai înaintea lui Dumnezeu. Când faceți milostenie, o faceți înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, fie că ceilalți vă privesc ca figurant, dumneavoastră nu înseamnă că sunteți. Fie că vă privesc ca extremist religios, nu înseamnă că sunteți. Mai sunt și metode în care unii oameni chiar știu să camufleze acest, pentru că zic, băi, totuși hai ca să nu sfidez pe ceilalți. Și atunci spune, în perioada asta sunt vegan. Adică se ascund după anumite tertipuri din astea, adică oamenii apelează la această pricepere sau la această stare, adică și nu dau atenție. Eu zic, părinte, chiar cineva m-a întrebat la servici, dar de ce nu mănânci carne? Și am zis, nu-mi place cum e gătită. Adică putem să găsim și tertipuri de genul ăsta. Însă, în interiorul nostru, noi când postim trebuie să ne gândim la Dumnezeu. Indiferent de ce zic ceilalți oameni. Asta nu înseamnă că de acum pornim o cruciadă împotriva celor care nu postesc. Nu! Cu toată liniștea, cu toată detașarea, cu toată dragostea față de ceilalți, noi mâncăm cele ale noastre și ei mănâncă cele lor. Pe de altă parte, să știți că niciodată nu trebuie să vă justificați actele dumneavoastră de credință în fața nimănui. Niciodată. Și nu trebuie să dați explicații. Nimănui. Dar de ce nu mănânci aia? Nu am chef. Sau nu vreau acum. Sau mă simt un pic rău. Sau mi-au venit analizele greșite. Sunt foarte multe motive. Dar, în primul rând, gândiți-vă la ceea ce gândește Dumnezeu despre postul dumneavoastră, nu ceea ce cred ceilalți oameni. Asta nu înseamnă să-i desprețuim sau să-i desconsiderăm pe ceilalți oameni. Părinte, dacă sunt chemat la război să apăr țara și primesc ordin să omor inamicul, mă iartă Dumnezeu? Dacă nu-i făcut abuziv. Da. Dacă nu-i făcut abuziv. Adică, dacă pot să câștig o luptă fără să omor, omorârea respectivă este abuzivă. Dar restul, avem duhovnic, ne spovedim, nu? Ce au pățit, nu? Că vorbea și la 1877, că nu, s-a luptat la Grivița, nu s-a luptat. Deci s-a luptat la sud de Dunăre și la Plevna. O omorât ea la turci. Și pe urmă, când au trecut Nistru, au omorât. S-au omorât. Și dincoace. Deci au omorât. Nu cred că e tot una ca și cum ieși acum pe stradă și omori pe unul sau pe altul. Absolut. Deci în război e altceva, dar am văzut un film care nu are nimic legătură cu ortodoxia, dar un film, mie mi-a plăcut, Bătălia uitată, cred că se cheamă, din al doilea război mondial, un film olandez făcut. Deci nu are nimic cu ortodoxia. Cred că Bătălia uitată. Am văzut-o când am fost în carantină și am avut ceva mai mult timp. Ce mi-a plăcut acolo? A arătat diverse ipostaze, pur și simplu, a uciderii în război. Și la un moment dat, cum a trebuit să uciderea asta față în față, nu că trimiți un obuz sau că dai cu bomba de bombardier, da, ci trebuie să-l împuși pe la de aproape. La baionetă, da. La baionetă, trebuie să-l împuși. Și la un moment dat, într-adevăr, a fost o situație în asta pe care unul l-a împușcat pe unul și a trebuit să împuște și atunci l-a împușcat și pe coleg. Ok. Deci, așa. După care, peste două zile, era într-un land de grâu, s-a întâlnit cu un neamț în față, un englez sau canadian, și era, s-a întâlnit cu un neamț în față, era dezarmat, că neamț fugea, și s-a gândit să-l împuște și până s-a oprit. Nu l-a mai împușcat, l-a lăsat să trăiască. Pentru că nu era într-o luptă. Da. Și alți sociise, deci cu discernământ. Doamne ferește. Mai bine să ne rugăm să nu ajungem în situația de omorâi inamic. Asta, exact. Să ne rugăm în primul rând. De la Narcisa, chiar sunt curios și eu ce răspundeți la această întrebare. Vă rugăm să ne sfătuiți ce să citim în timpul postului să putem sta cât mai departe de ispite. Cum putem folosi lectura duhovnicească ca armă duhovnicească? Ce să citiți? Cât mai multe rugăciuni. Acum, dacă știu eu, aveți acces, să zic așa, și la unele cărți
liturgice, cum este, spre exemplu, triodul din viața bisericii ca și rânduială, sunt acolo special rânduite texte minunate de rugăciuni care se citesc la strană și sunt specifice postului. Dacă aveți acces, bine, dacă nu, eu aș zice să vă rugați foarte mult. Apropiați-vă prin rugăciune, prin dialog cu Dumnezeu, de Dumnezeu, și vă va spune după aceea sufletul pe ce cărți și pe ce lectură să puneți mâna. Și aici aș recomanda foarte mult pe perioada postului să citiți la psaltire. Puneți mâna pe psaltire și cât vă stă în putință, ceasuri întregi, dacă e posibil, citiți la psaltire cât mai mult. Dacă nu aveți timp real fizic, pentru că aveți serviciu sau activități fizice care necesită un anumit efort și poate necesită mai mult timp ca și durată, cu siguranță căutătorii de bine și de rugăciune și de Dumnezeu știu câțiva psalmi pe de rost. Bună oară, cum ar fi psalmul 50 sau psalmul 142, rostiți-l în timpul serviciului psalmul. Și dacă ați reușit să ziceți psalmul 50 de 150 de ori, este echivalentul unei psaltiri, fără nicio problemă. Rugați-vă cât mai mult și la lectura va veni ca o necesitate de la sine. Când te-ai umplut de Dumnezeu prin rugăciune și numele lui Dumnezeu este plin în tine, vei simți poate cândva și să lecturezi ceva din Sfânta Scriptură, din viețile Sfinților, vei pune mâna și pe câte o cărticică care ți-o va hrăzi Dumnezeu să-ți fie prin lectură un gen de hrană, cumva, și să zic așa, un confort sufletesc lăuntric. Dar prioritate, rugăciune. Este perioadă de pocăință, este perioadă de jertfă, este perioadă de efort și eu cred că e important mai mult să stăm de vorbă cu Dumnezeu decât despre Dumnezeu în această perioadă. Așa că psaltirea, aș zice, mult, mult, cât mai mult. Carmen vă întreabă, părinte, este păcat dacă întreaga zi suntem imens și intens fericiți de existența și frumusețea nesfârșită a lui Dumnezeu, încât nu mai apucăm să ne vedem sau să ne plângem propriile păcate? Cum este mai bine? Și plângerea păcatelor trebuie să avem grijă cum o facem. Și ceea ce credem noi că am văzut din frumusețea lui Dumnezeu, din lumina lui Dumnezeu și din iubirea lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți cum o tratăm. De aceea, reguli de genul acesta nu sunt de dat. Omul trebuie să se apuce de lucrarea unei rugăciuni, de lucrarea prezenței lui lângă Dumnezeu, de lucrarea unei anumite nevoințe, de viața lui socială, de viața în familie și toate rigorile ei, sau viața în mănăstire și toate rigorile ei, tot ceea ce are de făcut. Și de acolo, chiar din plânsul acela, se naște vederea frumuseții lui Dumnezeu sau vederea frumuseții trăirii lângă Dumnezeu. Pentru că despre plânsul și pentru păcate, dar și plânsul de bucurie făcător, se vorbește tot așa în paginile Filocaliei. Este acel plâns care a trecut de plânsul păcatelor și care este ca o cristelniță, să facă ochii asemenea unei cristelnițe, cum zice Sfântul Isaac Siru, și atunci omul bucurie simte în momentul în care plânge că este spălat. Deci noi nu suntem la măsurile în care putem spune trăiesc iubirea lui Dumnezeu și nu mai plâng păcatele. Că aia este un pic de problemă acolo. Noi trebuie să mergem pe varianta, cum să spunem, dacă Sfântul Sisoie, spunea, Doamne, mai dă-mi o clipă de pocăință și el era sfânt, și noi cred că trebuie să mergem tot pe aceeași rețetă, ca așa Sfântului. Și el era sfânt și spunea, mai vreau o clipă de pocăință. Și în momentul în care Dumnezeu ne dă o clipă de har, aia este o clipă pe care noi oricum o să o pierdem și totdeauna trebuie să o urmărim, tot prin rugăciune, tot prin pocăință, tot prin un pic de plâns sufletesc al păcatelor noastre. Vlad vă întreabă, ce înțelegem prin despărțirea neamurilor? S-au despărțit atunci limbele și rasele, au migrat oamenii de acolo în toate părțile pământului și ce ne recomandați în afară de Vechiul Testament pentru istoria lumii din punct de vedere creștin? Ovidiu Drâmba, Istoria culturii și civilizației, care e inspirată jumătate tot din Scriptură. Bun. Dar ce înseamnă despărțirea neamurilor? Atunci la, că am rămas cu jumătate de întrebare, da. Atunci la Babilon, când au încercat ei să facă turnul Babilonului mai mare decât norii, ca să nu mai fie potop,
Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt și i-a zăpăcit și le-a mesecat limbile. Nu se referă la limba engleză, franceză, germană, hidusă, finlandeză. Aceste dialecte au devenit în timp dialecte pe care oamenii le-au învățat și le vorbesc cum le vorbim noi astăzi. Atunci, la vremea respectivă, Dumnezeu i-a schimonosit după păcatele lor. Vă recomand cartea Cronograful lui Chedrinus, dacă o să o înțelegeți, că și pe aia, dacă o citești cum nu trebuie, nu înțelegi mare lucru din ea. Este scrierea anilor de la facerea lumii în limba haldeică, care a fost tradusă din grec în limba greacă, după aia de cineva în limba slavonă, după aia de alții în limba râmlenească. Și în final a fost tradusă de diaconul Gheorghe Băbuț din grecește sau din chirilică și în românește. Ce arată acolo? Eber s-a retras în munte și a rămas parte din poporul ales al lui Dumnezeu, cel de la Adam. Celelalte neamuri, când s-au rătăcit și au luat o razna, l-au avut pe Nimrod, primul împărat pământesc. N-au mai avut nevoie de Dumnezeu, n-au mai vrut să asculte din împărat, n-au vrut să asculte din împăratul cerului. Au vrut împărat omenesc. Și atunci când Dumnezeu le-a amestecat limbi, le-a schimbat în fel și fel. Și așa au apărut și chinezi și africani și toate rasele astea, chiar de vedem fața pământului. Dar au apărut și oameni strâmbați. Deci noi spunem că ne tragem de maimuță. Spre marea mirare a multora, trebuie să știe că maimuța este și aceea un declin din răutățile oamenilor la Babilon, care a luat un anumit fel de chip omenesc, dar nu s-a mai putut face om niciodată. Dacă citim la Sfântul Macarie în Pateric, a întâlnit un centaur, omul cu trup de cal. Iarăși ceva ce pare ciudat, sau de SF, sau de Albă ca Zăpada, sau de Petre Ispirescu. Dar a existat în realitate. Și aici lucrurile astea nu ni le putem noi explica, încă nu suntem la nivelul lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere științific, mai mult de atâta, datări carbon-carbon, 14 cu asta basta. Mai numai departe, Ana Maria vă întreabă ce părere aveți despre epilepsie. Este ceea ce spune Domnul Iisus în Noul Testament? Sau cum ar trebui să se raporteze cei care suferă sau cei de lângă cei care suferă de astfel de boală? Acum, știu ce spune Domnul Iisus, că în Noul Testament el nu spune nimic. El spune că, de fapt, el s-a întâlnit cu bolnav pe care i-a vindecat. Da, l-a vindecat. Da. Da. Acum trebuie să fim conștienți de niște lucruri. În vremea respectivă, din punct de vedere medical, nu se știau multe lucruri vis-a-vis și de boala aceasta. Pentru că boala epilepsiei nu este neapărat în fiecare caz obiectul prezenței demonului sau demonismului. Sunt și aspecte care țin de organism, de trup, de creier. Și până la urmă sunt situații în care oamenii se vindecă dacă fac tratament. Și sunt unii care au nevoie, pe lângă tratamentul fizic, într-adevăr, sunt și situații când este o influență demonică, în care este nevoie și de rugăciune. Nu aș vrea să intru foarte mult în detaliul acesta, pentru că este foarte, foarte delicat acest subiect. Eu aș zice, în primul caz, în primul moment, în prima fază, dacă se constată că este cineva cu boala aceasta, să se spovedească și dacă preotul socotește să-l și împărtășească, atunci să-l împărtășească, dacă nu, măcar să fie spovedit și să se facă un studiu medical foarte amănunțit și în detaliu. Să se vadă, din punct de vedere medical, cât este de grav și dacă face obiectul medicinei. Și sunt foarte multe cazuri care n-au nimic cu spiritualul și care se vindecă prin tratament. Că până la urmă, nu, din vremea Sfântului Vasile cel Mare au fost medici și el chiar spune că medicii sunt oameni dăruiți de Dumnezeu cu har, care până la urmă își aduc aportul pozitiv în tămăduirea și vindecarea trupului omenesc. Și atunci Dumnezeu i-a binecuvântat cu această harismă, cu acest dar și de ce să nu beneficiem de el. Pentru că s-ar putea să mergem doar pe calea aceasta, să ne apucăm de dezlegări, de rugăciuni și n-aibă nicio treabă vis-a-vis cu aspectul acesta și să nu se întâmple nimic. Pentru că el, de fapt, poate are nevoie de niște pastile care fac obiectul tămăduirii și reorganizării în organism a celulelor și a punerii în funcțiunea unor lucruri pe care medicina, prin darul lui Dumnezeu, le-a descoperit că pot fi tămăduite, vindecate și rânduite. El vă întreabă, părinte, cât de puternică este rugăciunea de noapte? Cum putem face față ispitelor din timpul somnului, tot felul de vise murdare sau numai șerpi care dau să mă înghită? Și specifică că nu crede în vise. Da, da, da. Părinții filocalei ne spune că visul, ne spun că visul este o mișcare a minții atunci când omul nu mai este conștient. Când omul nu mai este prezent cu toate
cu toate forțele lui de discernământ și de conștiență. Dar ne arată o realitate a noastră sufletească. Ne arată o realitate a noastră duhovnicească, visul. Ne arată. În momentul în care, așa spune părinții și din Pateric, dacă omul încă este călugărul, dacă încă este în vise spurcate, înseamnă că el alimentează acele vise. Dacă omul încă este în vise care îl terorizează sau visuri care îl obsedează, înseamnă că omul totuși alimentează pe undeva acele vise. Să nu spui niciodată, ne avertizează tot, mi se pare că Sfântul Marcu Ascetul, să nu spui niciodată că nu iubești păcatul. Pentru că în mod sigur iubești pricinile păcatului sau lucrurile sau drumurile care ne duc la păcat. Una este să nu păcătuim, să nu curvim și alta este că totuși ne gândim la posibilitatea de a păcătui. Una este să nu facem păcatul și alta este nici măcar să nu gândim păcatul. Și visele, să știți, că arată starea noastră de curăție sau starea noastră de impuritate. În momentul în care ai visat un sfânt sau ai visat grădina raiului, ești într-o anumită stare sufletească. În momentul în care am visat păcate, în momentul în care am visat, cum a spus doamna, starea de frică, șerpi, tot felul de căderi, sunt oameni care simt, care visează continuu că ei cad, că ei cad și căderea asta nu se oprește niciodată. Aia arată o stare sufletească. Mai atenți la, și ca sfat practic, să vă culcați întotdeauna cu canonul făcut către îngerul păzitor. Ca totuși visele astea să nu devină un fel de obsesie, să nu devină un fel de patologie, să nu devină un fel de frici din astea împământenite noi. Și curățirea se va face în timp, ușor, ușor și cu atenție. Dar culcați-vă cu 7 împărate cereți făcut, cu Doamne Iisuse Hristoase în minte și cu canonul la îngerul păzitor. Ramona vă întreabă, părinte, canonul dat de duhovnic poate fi și altceva în afară de rugăciune? Este ok dacă un canon te tulbură și îți aduce doar necazuri și greutăți? Nu e ok. Mă depinde și de tine, dar ce canon în afară de rugăciune, adică canon, ce să facă, să privească pătrunjei? Sau ce? Da, și ăsta poate fi un canon. Un canon să facă milostenie, dar un canon să nu mai facă un păcat, un canon să se lase de o telenovelă. Da, depinde cu ce se ocupă femeia. Poate fi un canon, dar acum dacă canonul o tulbură și așa, eu cred că această gestionare trebuie să fie în raport cu duhovnicul. Să vezi de ce o tulbură canonul, să discute cu duhovnicul, să îi dea un alt canon, să discute cu ea, să vedem de unde vine tulburarea față de canon. Acum, sigur că dacă vine la mine un om plin de păcate și fără de lege și vrea să se pună rânduială, îi dau două acatiste și o catismă din psaltire. Normal că îl tulbură, că acum e Champions League la ora asta și Liverpool cu nu știu ce și el trebuie să facă canonul. Păi stă așa și la psaltire, a fost gol? Nu! Muiere, anunță-mă! No, pe e normal că te tulbură, depinde de motiv. Dar că poate să te tulbure din cauza că n-ai chef de rugăciune. N-ai stare la rugăciune. Și dacă preotul îți dă canon că zice, măi, vrei să ai o problemă, să se rezolvi problema, ține de canon. Păi ținutul ăla de canon, normal că vine dracu, îți dă căldură, îți dă neliniște, îți dă frici, îți dă temeri, îți dă nu știu ce gânduri în momentul ăla. Sigur că te tulbură până la urmă. Dar trebuie să te lupți și cu gândurile și cu acele lupte, cu acea ofticare, să vezi de unde vine problema. Acolo tot e o psihologie individuală, intrinsecă. Mă tulbură un canon. De ce te tulbură? Ce canon ți-o dat? Că și mie, dacă mi-a dat domnul cu canon să bea o fele de jinars, după aceea aș fi foarte tulburat. Dar nu cred că îți dă așa ceva duhovnicul. Dar dacă îți dă să faci triacatiste și tu de-abia în viața ta ai citit, de-abia ai spus tu de trei ori Tatăl nostru, păi când te apuci la un acatist care ține o jumătate de oră, păi dar trei acatiste zici tu la ei, Doamne, că mă dor genunțe, nu mai pot, ioi, ferească Dumnezeu, grea e crucea rugăciunii. Clar că suferința rugăciunii aduce bucuria rugăciunii, dar după un timp. Dar la început îți vine să... Eu și eu când începeam să mă rog la început,
Păi aveam niște călduri de mai puteam sta în geotul ăla. Doamne, nu se gata odată rugăciune de sară. Deci erau chinuitoare. E clar. Adri vă întreabă până unde merge iertarea lui Dumnezeu. Un păcat mărturisit poate fi considerat că nu a existat? N-are cum. Deci un păcat este iertat. Nu poate fi considerat că nu a existat. Orice lucru adus la existență de Dumnezeu, lucrul acela este. Acum, că Dumnezeu nu-l mai are în considerare și îl șterge cumva, nu-l mai pune în evidența vieții tale în viitor ca o repercusiune și ca o pedeapsă pentru păcatul făcut, ci ți l-a iertat, ți l-a iertat datorită bunătății lui și până la urmă smereniei tale că l-ai mărturisit, este în regulă. Deci nu te mai pedepsește pentru el, nu-l mai are în socoteală, dar el a fost odată făptuit. Tot ceea ce Dumnezeu a adus în existență este. Vedeți, apare și termenul acesta de vis-a-vis de existența omului, nu că a intrat în neființă. Neființă înseamnă cum ar veni în non-existență, adică nu mai există. Și sunt foarte mulți care atunci când cineva adoarme într-un Domnul, nu, moare cineva și zice, apar, știu eu, și în televiziune, și în mass media, și în revizii, așa, cei care nu sunt cunoscători de termenii aceștia teologii sau dogmatici, care sunt foarte importanți, adică sunt bazele înțelegerii duhovnicești a vieții și vis-a-vis de Dumnezeu, cum te raportezi la Dumnezeu și la veșnicie. Zice, a intrat în neființă. Pe cum să mai intri în neființă? Nu se mai poate așa ceva. Dumnezeu, odată ce a dus pe cineva la ființă, din acel moment, omul acela, ființa aceea, ființează. Este. Nu mai poate fi în neființă. Știți când a fost omul în neființă? Noi când am fost în neființă? Până la zămislire, pentru că până atunci noi nu am fost. Deci noi n-am avut ființă. Dar în momentul în care Dumnezeu a pus suflet în trupul mamei noastre, prin relația lor trupească, părinții au pus trup, Dumnezeu a pus suflet, Dumnezeu l-a dus și ne-a dus pe fiecare dintre noi la ființă. Din acel moment este omul, există, nu mai poate să nu mai fie. Așa vis-a-vis, întorcându-ne înapoi, și la aspectul acesta cu păcatele iertate. Nu mai poate fi ca și cum nu a fost, să mă consider ca și cum n-a existat. Odată făptuit, el este. Știți? Dar că l-a șters Dumnezeu este altă problemă. Este ca și cum ai scrie, nu? Pe un caiet scrie un cuvânt și la un moment dat îl mărturisește, uite, cuvântul acesta este greșit. Nu e în regulă că e scris acolo, nu face obiectul lucrării respective și atunci trebuie șters de acolo. Îl spovedește, mărturisește că în contextul respectiv sau în textul respectiv cuvântul nu este potrivit, eradiera și îl șterge. Așa face Dumnezeu. Îl șterge și pui altceva în locul lui ca și viață, pui ceva bun. Ei, când vei citi lucrarea aceea, nu mai apare cuvântul acela, dar el cândva a fost. Nu mai este acum că l-a iertat, Dumnezeu l-a șters, știți? Dar el cândva a existat. Dar este iertat de Dumnezeu, nu mai este luat în considerare de Dumnezeu ca să te pedepsească pentru el, ci Dumnezeu îl face uitat. Dar el a fost cândva, dar acum nu este mai este. Considerat că ucidem prunci dacă folosim metode de contracepție, este la fel de păcat cu actul de a face un avort? Nu poate fi considerat în aceeași măsură păcat ca un avort, însă tot este o problemă. Se vorbește despre păcatul făcut de Onan și cum a fost pedepsit el de Dumnezeu. Aici omul trebuie să vadă și măsura, știți cum? Să pune în legătură și starea în care este omul. Și aici duhovnicul știe cum să discearnă. Sunt oameni care trăiesc cu o anumită patimă. Sunt oameni care sunt în familie. Sunt oameni care sunt în familii tinere. Sunt oameni care au ajuns și fac lucrul ăsta la 50 și la 60 de ani. Alta e măsura, alta e păcatul. Sunt oameni care pur și simplu nu se mai satură de experimentat noi și noi metode și modele și modalități. Alta este păcatul. Dar păcatul avortului este doar acela în care, după ce celula bărbătească s-a unit cu cea femească și are loc și se creează noua celulă și fătul este deja constituit și viața este deja începută, din momentul acela este considerat păcatul avort. Că se întâmplă în a doua săptămână, a treia, a cincea, a patra, a zecea, este în aceeași măsură păcat, pentru că aceea este viață. Până la momentul acela, nu putem considera
în aceeași măsură păcat, pentru că nu este o ucidere a vieții. Nu este o încetare a vieții, nu este o ucidere, ci este o împiedicare ca viața să se constituie. Este o împiedicare ca viața să se constituie prin aceste metode mai noi, mai vechi de contracepție. Pe de altă parte, oamenii trebuie să vadă și ceea ce înseamnă pregătirea sufletească pentru trăirea în familie, dar și îngăduința față de neputința celuilalt din familie. Și asta o face numai și numai duhovnicul, și omul în legătură cu duhovnicul său, privind realitatea din familia sa, realitatea vârstei sale, realitatea stării sale sufletești. Acolo duhovnicul discerne și arată de la caz la caz, pentru că lucrurile nu pot fi prezentate ca regulă unanim de urmat. Nu există așa ceva. Da. Într-o măsură este păcatul făcut la o anumită vârstă și la o anumită startească, într-o altă măsură este același păcat făcută la nu știu ce vârstă și la nu știu ce stare spirituală sau la altă stare sufletească sau la alt context familial. Lucrurile sunt foarte diferite, dar ca și cadru cam aici ne situăm. Olai, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre vorba deșartă. Cum ar trebui să fie vocabularul din viața de zi cu zi, evitând vorba deșartă? Că tot se apropie postul. Da. Și iarăși, poate o să sună mai greu ce spun acum, dar așa cred că este. Vorba deșartă nu se referă, pornește din inima împrăștiată și din mintea împrăștiată. Deci în momentul în care eu încerc să-mi adun mintea la rugăciune, în alea jumătate de oră, până la 2 ore de rugăciune pe zi, dacă încerc să-mi adun mintea din hoinăreală, care este din păcate firească minții acesteia, poate o să avem și asemenea emisiune, în fine să fie ceva mai puțin politic. Îmi doresc o asemenea emisiune. Facem, dar te apropie postul. Așa. Atunci o să încep să înțeleg la un moment dat. Când am de făcut ceva, mai degrabă o să tind să mă duc să fac rugăciunea sau să stau, să spun Doamne Iisuse, în mintea mea, decât să fac altceva. Bun, nu înseamnă că nu mai fac ce e necesare, traiuri. Dar decât să-mi pierd timpul cu divertisment sau cu discuții inutile, mai bine prefer să stau la rugăciune și eu cred că atunci și mintea nu va mai, nici gura nu va mai rosti vorbe de șarte. Deci problema este că mintea este împrăștiată. Că stăm și ne ocupăm mintea cu tot felul de lucruri. Inclusiv s-ar putea ca discuția din astă seară să fie fost plină de vorbire de șarte. Absolut. Poate era mai eficient să stăm 2 ore, uite că avem 2 ore acum, să citim psaltire, acatis, canon, pavecență, mica provilioară. Da. Și atunci mintea noastră are tendința, din păcate, pentru că moștenește mintea căzută, să se umple cu astfel de vorbe, să-și piardă timpul în astfel de vorbe și în felul acesta să se risipească, să nu-și caute bucuria în asta cu Dumnezeu. Și atunci, dacă o să încerc să-mi adun mintea, și vorba va fi mai cumpănită. Dacă mintea e risipită, atunci și vorba va fi risipită. Sigur. Noi ne nădăjduim ca discuția noastră să fie o alternativă mai sănătoasă la alte discuții care oricum le urmăreau cei ce ne urmăresc, nu știu, da, la post, deci, TV, despre politică, despre... Mă gândesc că viziunea aceasta creștină, sau încercăm așa cât de cât să creștinizăm discuția, e mai de folos decât alte discuții, în sensul ăsta. Ceea ce încerc eu să fac, și de asta am acceptat această emisiune să o facem, este mereu să aducem, să înțelegem cum se aplică niște principii ori ale spiritualității creștine, al teologiei creștine și al spiritualității creștine, la problemele astea cotidiene. Dar să remarcăm și să ținem minte că astea sunt tot timpul în afară. Problema principală este ca inima mea, inima fiecare dintre noi să se curețe de păcate, să stea cu Hristos. Acolo este, ăla e scopul. Restul sunt în afară. Sunt frumoase, sunt spectaculoase, putem să vorbim și despre sfinți, despre teologie, despre probleme politice, despre ce vreți, putem să vorbim de perspectivă ortodoxă, dar de fapt de drept, dacă nu duc la curățirea inimii, atunci... El vă întreabă dacă facem nevoință, post, rugăciune, milostenie, luni, ani la rând și nu primim nicio rezolvare, niciun răspuns, ce facem ca să nu cădem în deznădejde? Ar trebui să aveți un duhovnic
Și când începeți nevoința aceasta, să vedeți cu ce motiv o faceți. Adică dacă faci o nevoință de post, rugăciune și milostenie și nu primești nicio rezolvare, înseamnă că tu de fapt cauți ceva. Adică vrei să beneficiezi de ceva din partea lui Dumnezeu. Vrei un anumit lucru și s-ar putea ca acel lucru pe care tu îl vrei să nu fie conform cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, ca să nu cazi în deznădejde, ar trebui schimbat numai cazul. Să te gândești, băi, dar eu, prin nevoința mea, post rugăciunea, milostenia, îmi doresc lucrul acesta neapărat și Dumnezeu nu mi-l dă. Oare în regulă? Până la urmă, nu, rugăciunea, postul, milostenia și faptele bune ar trebui ca prioritate să fie făcute, motivate pentru mântuire. Nu neapărat pentru bunuri, nu, și obiecte pământești. Pentru că apar atunci frustrările. S-ar putea să fie multe lucruri pe care noi oamenii le dorim, ni le dorim și pe care Dumnezeu știe că dacă ni le va da și le vom primi, ne vor fi foarte păguboase și nefolositoare. Și atunci noi putem să ne tăcăznim acolo, dar Dumnezeu nu le dă, pentru că știe că ne sunt spre pierzarea sufletului nostru și poate chiar nu-i bine să ni le dea. Și atunci de ce să ne supărăm? Dacă cădem în deznădejde, înseamnă că lucrarea noastră duhovnicească este egoistă. Vrem neapărat lucrul acela. Dar nu punem gândul că în rugăciunea Tatăl nostru este și mențiunea facă-se voia Ta, nu, Doamne, precum în cer și pe pământ. Dacă voia Ta acum nu este conformă cu voia mea, eu cer lucrul acesta, fac efortul, dar Tu știind că dacă mi-l dai mă pierd, atunci Dumnezeu nu privește lucrurile în vremelnicia vieții, existenței noastre pământești, ci o privește în veșnicia Lui. Și atunci mai bine nu ne le dă aici, acum, dacă nu ne convine, asta e, dar știe că ne câștigă pentru dincolo. Și atunci, dacă am avea această logică, n-am mai cădea în deznădejde și nu ne-am supărat peste măsură. Și când am vedea că nu funcționează ca răspuns din partea lui Dumnezeu rugăciunea noastră, nu știu dacă ar mai merita să ceri lucrul acela. Până la urmă, introduci în rugăciune, dacă chiar tot îți stăruie în minte ideea și nu te poți debarasa și scutura de, știi eu, dorința aceea, până la urmă pune și acel facă-se voia Ta. Doamne, uite, știi, oricum Dumnezeu știe, vezi, pentru că oricum vezi că eu îmi doresc enorm de mult lucrul acesta. Dar uite, de atâta vreme ți l-am cerut și nu l-am primit. S-ar putea, acum eu nu știu, zici în rugăciune, s-ar putea ca tu să știi că nu mi-e de folos. Iar dacă tu știi că nu mi-e de folos, atunci facă-se voia Ta, nu mi-l da, dar te rog, scapă-mă, scutură-mă cumva de ideea aceasta egoistă neapărat. Scoate din mine dorința aceasta care eu tot insist. Și Dumnezeu va lucra, dacă nu este de la El și-i ceri, îți va limpezi lucrul acesta și poate nu vei mai simți dorința să te rogi pentru El. Dacă apelezi la Dumnezeu să facă lucrul acesta și voia Lui este să nu primești. Să te scapi de dorința aceasta, să nu te mai nevoiești fără sens. Adică să ceri un lucru care nu ți-e de folos, să faci milostenie pentru ceva care nu-ți folosește, nu? Și să postești, să te nevoiești, să te usuci trupește pentru lucru care nu ți-e benefic. Și Dumnezeu nu îl are în evidență în vederea mântuirii tale. Victoria vă întreabă în felul următor. Părinte, se tot spune vorba aceasta, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu cumva îl duci pe Dumnezeu în deșert cu vorba aceasta? Dacă cineva o zice, să-i zică nu este bine? Vorba aceasta este spusă cu acest sens, știți? Adică, vorba asta, adică foarte mulți oameni se pun între noi și Dumnezeu. Asta este tâlcul vorbei. Asta vrea să ne spună vorba. Adică, băi, degeaba vă dați sfinți că voi nu faceți ceea ce zice Dumnezeu să faceți. Adică, voi degeaba treceți de sfinți în fața oamenilor. Voi degeaba treceți de sfinți în fața oamenilor că nu reușiți să duceți la Dumnezeu și voi sunteți piedici înaintea oamenilor, în drumul lor către Dumnezeu. Acum, vorba mai spune că până când ajunge la Dumnezeu, chiar sfinții te mănâncă. Adică trebuie să treci și prin lucrarea sfinților, știi? Da. Ești un pic, trebuie să ai niște exemple până când te duci la Dumnezeu, dacă este să o luăm și să o transformăm în ceva pozitiv, vorba asta. Adică, domnule, lucrarea sfinților trebuie avută în vedere până când ajungi la Dumnezeu. Trebuie să fie o leacă mestecat de sfinți, dacă este să o luăm în partea ei pozitivă, vorba asta. Dar ea nu este spusă așa cu sens pozitiv. Ea este spusă așa cu sens că, bă, oamenii întotdeauna mă împiedică pe mine din a ajunge la Dumnezeu. Că nu ajungi la Dumnezeu, că oamenii te împiedică. Cam asta ar vrea să spună. Da. Nu întotdeauna adevărat, pentru că noi vedem în oameni ceea ce este în noi. Exact. Dacă vedem ura în celălalt, înseamnă că noi percepem ura.
Dacă vedem iubirea în celălalt, înseamnă că avem ochi numai pentru iubire. Deci până la Dumnezeu, noi ne faultăm. Da. Exact. Bine, asta mai pățim și în viața de zi cu zi, până la director sau până la episcop, te mănâncă fel și fel de consilier, fel și fel de interpuși care apar fel și fel. Știți cum se spune? Există o ierarhie. Există o ierarhie. Și nouă ni se pare că pentru o anumită problemă trebuie să mergem la cel mai înalt punct. Nu este întotdeauna așa. Exact. Pentru o anumită problemă sunt oameni delegați cu puterea acelui om ca să rezolve acea problemă. De aceea zice Mântuitorul Iisus Hristos în legătură cu apostolii: cine se leapădă de voi, de mine se leapădă. Este foarte interesantă vorba asta. Pentru cei care spun și care visează un creștinism direct legat de Iisus Hristos, fără lucrarea apostolilor sau fără lucrarea urmașilor apostolilor. Știți? Că sunt oameni care visează lucruri de genul ăsta. Sunt oameni care au făcut religii pe baza acestui lucru. Noi le numim schisme. Pentru că este despărțire de biserica una, sobornicească, sfântă și apostolică. Da. Și de asta, cu puterea ce mi este dată mie, așa zice preotul, cu puterea ce mi este dată mie. Și dacă Dumnezeu mi-a dat putere ca să dezleg păcatul oamenilor, înseamnă că eu chiar dezleg păcatul oamenilor. Ah, că vrea el să ajungă direct la Dumnezeu pentru dezlegarea păcatelor, s-ar putea să nu ajungă niciodată. Maria vă întreabă, părinte, cum să le explic câteva persoane dragi că este greșit să lase copiii la cei pocăiți să le asculte cântecele la așa ziselor biserici, mă rog, case de adunare, motivând că Dumnezeu este bun și unul pentru toți. Exact motivul pentru care am atacat această mentalitate foarte greșită. Vedeți unde duce? Ați văzut? La îndobitocirea în masă. A Maidanului. Da. Da. Vedeți acum ce chestie. Vedeți, așa spun și teologii contemporani. Măi, totuși, nu cred că Dumnezeu... Mai există un banc așa printre noi teologii, că merg un sfânt la rai, știi? Și zice Dumnezeu, mă, faceți liniște să nu creadă ăștia că, să creadă ăsta că numai ei s-au mântuit ortodoxi, știi? Da, da. Adică, bă, să fim serioși, ăsta niște bancuri hulitoare, măi. Pentru că în împărăția Dumnezeu nu ajung toate sectele. Chiar dacă bancurile le dă lor credibilitate, dar aici vedeți o greșeală deja care ține de principii teologice și dogmatice. Necrezând în dogma bisericii și în canoanele ei care ne învață, ne avertizează despre căderea în erezie, gravitatea ereziei și consecința ereziei, avem impresia că și la secte n-au ce învăța rău copiii. Au ce învăța că învață o credință eronată, eretică. Ba mai mult, ajung la un loc de hulă împotriva lui Dumnezeu. Pentru că orice jertfă eretică este o jertfă hulitoare împotriva lui Dumnezeu. Orice cântare sectară, chiar dacă au cuvinte de pocăință și cuvinte de slavă la Dumnezeu, e o cântare de hulă împotriva lui Dumnezeu. Înțelegeți? Da. Că vedeți că și lupul la capra cu trei este, până la urmă, cântat ca și mama, dar era lup. Ăla lup, înțelegeți? Da. Că și-o cânt ca Pavarotti, dar Sarsenie. Pare rău. Acum, dacă nu mă văd ăștia pe video, zice, bă, ce faină cântare cu Pavarotti. Dar hai să văd cum arată pașii. Când mă vede, tu la Doamne, fii Arsenie, nu, lasă-mă, baltă. Tu la ai, Doamne, fii atent. Înțelegeți? De nu mere. Toți ne rugăm același Dumnezeu pentru toți. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pentru că Dumnezeu spune clar, este un domn, o credință și un botez, spune Apostol Pavel. Este un domn, o credință și un botez. Nu zice că este un domn, mai multe credințe și mai multe botezuri. Nu zice. Dacă spunea așa ceva Sfântul Apostol Pavel, acum avea dreptate doamna respectivă. Avea dreptate. Dar dacă nu spune și vorbește la singular, înseamnă că credințele este una, nu mai multe. Nu există multiplu de credință, ci există credință.
Eu sunt calea, adevărul și viața, mărturisește Iisus Hristos. Tot la singular. Următoarea întrebare. Eu acum am făcut legătura. De ce sunt atât de multe întrebări legate de probleme familie? A fost ieri Sfânt Valentin cel drăgăstos și sunt multe probleme în familie. Le recomand să se uite pe pagină, că eu am scris totul despre Sfântul Valentin. Sfântul Valentin e un sfânt de la anul 175, din timpul lui Marcus Aureliu, sau nu știu când s-a petrecut întâmplarea. El era episcop în Terne, în Italia de astăzi. Mai există o istorioară, adică ea e ca o legendă, nu e încă dovedită, ca Sinaxar. Da. Dar în schimb corespunde pentru ambele și pentru Sinaxarul real. Că un împărat și-a dat seama că bărbații, dacă se căsătoresc, nu-s cu minte la ostis, la femei și la copii. Și atunci o interzis căsătoria, ca bărbații să fie liberi, să poți fi buniostași, adică mercenari în leafă, cum ar fi în legiunea străină. Sfântul a văzut injustețea, că se calcă canoanele și îndeala și îi căsătorea în taină. Și când l-a prins, l-a omorât, i-o tăia capul. Oamenii au luat moaștile și în timp el după aceea au făcut și minuni. Sunt și în București la noi moaștii de la Sfântul Valentin. El are vreo 3 pomeniri, prin vară, prin octombrie, prin april și este și în 16 februarie, acum ceva, mâine, un Valentin ceva. Dar încet, încet, legendele s-au dus ușor, ușor și plecând de la faptul că el iubea familia și căsătoria, s-a inventat scrisoarea Valentină, un oarecare soldat fiind închis în închisoare și fiind pregătit ca să fie decapitat, el a trimis sfintei lui, prietene, fecioarei lui, iubitei lui, o depeșă scrisă acolo din închisoare prin caraliu care îi păzea temnița și i-a scris o Valentină, se cheamă. Ea se păstrează și azi undeva prin zona Italiei, într-un muzeu, cum arată respectiva scrisoare. În care el spune așa: eu voi muri, tu să ai grijă de tine, caută să-ți refaci viața, să-ți vezi mai departe de ale tale, pe mine nu o să mai vezi, eu o să fiu condamnat la moarte, cu drag, Valentinul tău. Și de aici au rămas scrisorile Valentine, sau de dragoste. Mai târziu s-a transformat în felicitări, după aceea s-au transformat în papirusuri, după aceea s-a transformat în cadouri de bomboane sau de ciocolată care îi dădeau tinerii către tinere, sau în sens invers, fiecare își dorea acolo un cadou. Și mai târziu, pe la 1700, americanii s-au gândit că pot da un boom cu această poveste. Au făcut niște felicitări speciale, au făcut tot tacâmul ăsta economico-comercial, tot stradalul ăsta, tot mercantilul ăsta. Și spune că cea care a inventat aceste începuturi ale acestei sărbători artificiale, Valentine Day, cum îi spune ei, s-a înmilionit, s-a umplut de bani, s-a umplut de afacere. Și-au preluat-o și englezii, și-au preluat-o și alte țări, și-au preluat-o și românii, că doar noi tot cei buni luăm de oriunde, nu-i problemă. Dar la noi e dragobetele, prin 24 februarie, când încep păsările să facă perechi, când încep să fete căprioarele, oițile, miei, când vine primăvara, când încep cloștile să cadă, gâștile să scoată boboci, e și la noi sărbătoarea dragostei. Ar trebui să facem noi față valului de mesaje motivaționale, pentru că acum oriunde te uiți pe internet, mai ales pe TikTok din ce am văzut, foarte, foarte multe citate din acestea scurte. Bă, deci sunt ok, adică nu te îndeamnă la păcat, la ceva rău, dar permanent pune accent pe să fii mai bun, să crești, să dobândești, să, nu știu, să faci aia, să faci aia. Este conform asta cu atitudinea creștină care tinde spre smerenie? Sfântul Apostol Pavel ne spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și spune: cel care nu se luptă după legile jocului, nu primește cununa. Și haideți să vedem care sunt regulile jocului. În primul rând, spune Mântuitorul Iisus Hristos: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Și avem atâtea pilde cu țarina, cu sămânța, cu pilda semănătorului, cu sămânța care cum crește? Cu lucru, cu muncă, cu osteneală, dar și cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci acestea sunt cele două aspecte la care tot timpul trebuie să căutăm. Pe de o parte, noi avem datoria să lucrăm,
avem datoria să ne luptăm cu păcatul și aceste, cum spuneați, sfaturi motivaționale ne prind foarte bine în această luptă și în această autodeterminare și în această râvnă de a ne lupta împotriva păcatului, de a ne lupta cu noi înșine, cu slăbiciunile noastre, cu pornirile noastre, căderile și cu neliniștile noastre, deci să luptăm în continuu și să ne ridicăm după fiecare cădere, dar aici este foarte important și aici se face distinția că noi nu putem să facem singur lucrul acesta și că numai Hristos, Dumnezeu, este Cel care ne întărește, așa spune Sfântul Apostol Pavel. Le pot pe toate, dar cum? Întru Hristos, Cel care mă întărește. Cel ce nu adună cu mine, risipește. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Pomul care nu aduce roadă se taie și se aruncă în foc. De ce se aruncă în foc? Pentru că nu aduce roadă. Și de ce nu aduce roadă? Pentru că nu este lucrată roada. Deci, iată, lucrul nostru, dar și ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci, la aceste citate motivaționale sunt foarte bune, dar tot timpul trebuie adăugat și ajutorul lui Dumnezeu. Adică și rugăciunea pe care noi o facem, și nădejdea că Dumnezeu este Cel care ne ajută, nu noi, nu puterile noastre, nu ne punem pe noi în centru, ci Dumnezeu este Cel care ne ajută. Și la acest gând, cu acest gând au parcurs toți sfinții calea sfințenii. Lucrând, au pus tot timpul biruințele și curăția și iluminarea și darurile duhovnicești ale lui Dumnezeu pe seama celui care îi întărește. Iisus Hristos, Maica Domnului și Sfinții. Deci noi tot timpul să fim ca acele albine care culeg tot ceea ce este bun. Deci din toate aceste citate motivaționale putem lua partea cea bună care ne ajută să fim râvnitori, ne ajută să luptăm lupta cea bună, cum spune Sfântul Apostol Pavel, lupta cea bună, am luptat credința, am păzit și calea, am săvârșit, dar în același timp să nu ne lăsăm ademeniți de această fină părere de sine, că deja, uite, am avansat, deja, uite, sunt cineva, deja sunt mai bun ca ceilalți, deja am învățat mai multe ca ceilalți, deja știu niște chestii suplimentare și deja pot să mă bat cu pumnul în piept. Aceasta este o atitudine greșită. Cel ce se va smeri pe sine, acela se va înălța, spune Mântuitorul Iisus. De la Victoria, care vă treabă în felul următor. Părinte, am auzit că talismanul, visul și brâul Maicii Domnului și epistola sunt cărți condamnate de Biserica Ortodoxă. Am citit talisman înainte, să nu mai am cărticica aceea de mult. Cum e, părinte, cu aceste cărticele? Nu sunt cărți, cărticele, sunt niște fițuici mici. Da. Sunt bune de ceva, ar trebui să citim, ar trebui să le căutăm, să le avem? Cum e? Nu. Absolut deloc. Și știți de ce se creează un precedent, smintesc? Oamenii până la urmă îl întreb, măi, tu ai citit la psaltire? Nu, dar eu citesc în fiecare seară visul Maicii Domnului. Îs cărți apocrife, n-au relevanță în scriptură, n-au relevanță în tradiția sfinților părinți, nu cunoaștem poveniența lor. E ca și evangheliile apocrife. Alea sunt bune de citit, dar n-au relevanță teologică. Eu nu știu cum, mai există oameni teologi care, păi știi că în Evanghelia după Iuda, în Evanghelia după Toma, lasă-mă Evanghelia după Toma și cele descoperite la Marea Moartă, lasă problema sau la Qumran sau știu eu. N-avem noi nu le legăm de ăstea, n-avem noi treabă, noi avem cele patru Evanghelii în Scriptură, de alea ne legăm, nu, alea au fost în bună rânduială și... Da. Că parcă Sfântul Atanasie cel Mare este cel care a, sau mă rog, în perioada aceea s-a stabilit componența Sfintei Scripturi. Da, și secolul IV a fost secolul care s-au pus la punct toate, că până atunci am fost așa. Dar vedeți, aceștia, bine zice Doamna, sunt condamnate pentru că nu ne putem juca. Pentru că dacă nu știm proveniența acestor cărticele, visul, brâu, talismanul, noi nu le putem lua ca primordialitate. Și nu numai, eu știu talismanul, știu că l-am răsfăit, celelalte nu n-am mai apucat, că mi-am dat seama că e ceva neregulă cu ele. În talisman acolo se spune că dacă poți cărticica aceea la tine, ești ferit de glonț, de nu știu ce, da. Adică deja e o chestie de magie, deja e peste Sfânta Cruce. Adică cu glonțul are dreptate în cărticică,
că acolo uita să mai spună că ești ferit de glonț dacă cine te ochește e chior sau e ciocuș. Dacă e ciocuș, îl trage în altă parte. Dreptate are. S-a pierdut la traducere. Da, da. Deci te apără de glonț și acolo nu mai specifică. În cazul în care trăgătorul, lunetistul, ori e ciocuș și nu trage unde trebuie. Și atunci glonțul merge în altă parte. Dar asta ar putea să o nimerească în socrăta sau știu eu, Doamne ferește. Nici aia nu-i bine, că Doamne ferește, sunt victime colaterale. Dar râdem și glumim, dar vedeți până unde merge porcăria asta și idioțenia până la urmă. Adică dacă poza tine talismă te ferește de glonț, de accident. Dacă îl citești, nu știu, dacă îl citești zilnic, nu știu câte zile, adică și de la urmă sunt niște povestioare acolo, adică niște chestii așa rupte din context, adică nu îl căutați, nu este nimic interesant și nici nu. Oamenii fac documă din aceste lucruri, da? De unde? Păi eu v-am zis eu că iubirea și părerea omului naște crocodili. Asta ferească Dumnezeu. De aceea eu bat fierul pe tot ceea ce se cuprinde în viața noastră să fie inclus în dogmatica și canoanele bisericii și în teologia bisericii. Pentru că ăsta ne pune rânduială. Stai un pic. Visezi tu vrute și nevrute, mă, dar visul tău încalcă o chestie. Bă, încalcă. Hopa, nu-i de la Dumnezeu, e de la dragi. Maria vă întreabă, poate un canon de 40 de zile să schimbe o situație, o problemă, o neputință? De ce? Câteodată da și câteodată nu. Dacă situația este schimbabilă, se schimbă și dacă e neschimbabilă, nu se schimbă. Pentru că noi nu știm voia lui Dumnezeu în situația respectivă. Eu mă rugam cândva de mult odată ca Dumnezeu să-l pedepsească pe un cioban care nu-mi dăduse niște brânză. Nu eram eu mulțumit că îl pomeneam de rău, da? Mă ne-am zis, Doamne, dă-i un semn, dă-i o pagubă să vadă că o greșit. Știi, eroul din mine, demonul din mine mă chinuia. N-am mai vorbit cu omul, am rupt filmul, s-a terminat tot. Și în toamna următoare mă trezesc, intră în ogradă la mănăstire o mașină. Cine se dă jos din mașină? Domnul Viorel. Ce faci, măi? Băi, m-a trimis ciobanul să aduc brânza de anul trecut și uite, pentru că am întârziat atâta, ți-o mai dat un rând de brânză și pe anul ăsta, chiar dacă n-ai dat oilele astea. Și atunci mi-a arătat Dumnezeu că tu poți să faci o rugăciune cu scopul tău și cu gândul tău să nu fie bună și poți să faci o rugăciune cu gândul care îl vrea Dumnezeu și atunci iese bună. Deci Dumnezeu i-a dat lui ăla spor și i-a dat binecuvântare ca să poată să-și achite, dar el dacă a avut conștiință și-a achitat. Eu dacă am fost pătimaș, Doamne, dă-i o încercare, vreau să vadă că m-a supărat pe mine, că eram eu mare figură. Deci și în neputințele noastre personale uneori lucrurile se pot rezolva sau acea neputință nu este îngăduită sau se potrivește să o purtăm că așa vrea stăpânul lumii. Uite, eu am o slăbiciune care o respect tot timpul, pe lângă că sunt un leneș desăvârșit și când spun lucrul ăsta știu la ce mă refer, ori de câte ori mă doare ceva sau am o neputință sau ceva, nu sar niciodată la rugăciune. Zic, ce ar zice Dumnezeu? A, te doare o leacă și am deja vrei să mă convingi că ești evlavios. Mă rog a doua, zic, că mi-a trecut. Și zic, Doamne, mulțumesc că mi-ai luat neputința aia de ieri. Acum chiar te rog să mă ierți că nu m-a rugat ieri. Da? N-am să-mi nevoia să o fac, adică ca fariseu, hai să mă punem din genunchi, mă doare spatele. Da? Roag-te că nu te doare spatele. Da, păi noi avem așa o credință reactivă, dar noi doar reacționăm. Avem un ecaz, hop, nu, cauză, efect, cauză, efect. Nu, fără cauză și fără efect. Da, da. Că de aia nici multe rugăciuni nu prea ajung unde trebuie, că sunt doar așa niște reacții. Spune un bătrân din Limonariu, nu pot exact să spun numele lui și pagina cărții, că s-a dus odată un cuvios la alt bătrân și mai cuvios și i-a spus ceva excepțional. Zice, părinte, spune și mie, de ce să fac atâtea rugăciuni de pe pământ la Dumnezeu și Dumnezeu nu ne aude? Exact contextul cu ce vorbim noi acum. Și ce spune respectivul bătrân? Ei, fiule, eu credeam că tu ești înțelept. Ai văzut vreodată un aruncător cu săgeata? Da. Cu cât va încorda mai mult brațul arcului, dar fără să-l rupă și va da drumul la săgeată, săgeata se duce în nori până să pierde. Aceea e rugăciune care a ajuns la Dumnezeu. Este rugăciunea omului experimentat. Ai văzut, zice, vreodată copii aruncând cu pietre în sus? Da.
Vezi piatra până unde merge și o vezi că cade pe pământ. Așa e și rugăciunea neinițiatului, neevlaviosului, nesporitului, nerâvnitorului și nelucrătorului. Ne aruncăm cu rugăciuni în sus, dar ele n-ajung la Dumnezeu, cad înapoi jos, pentru că sunt neputincioase, n-au aripi să plece pe acolo. Păi și ce aripi li trebuie cuvioase? Cum ce aripi li trebuie? Nădejde și credință. Gabi vă întreabă, foarte interesant, de ce țarul Nicolae, trecându-l rândul sfinților, nu a dat înapoi Basarabia lui Ștefan cel Mare, luată cu forța? Cum se întâlnește acest sfânt, că totuși e canonizat de biserică, Sfântul Nicolae, cu Sfântul Ștefan cel Mare? Nu știu cum se întâlnesc. Eu am o problemă și de-a lungul timpului, mai ales în spațiu slav, și asta se știe, și nu sunt spațiu rusesc. Că spațiu slav e și sud, și Bulgaria, și Serbia, da. Sunt și ei croați, sunt și ei slavi, și polonezii sunt și ei slavi, și cehii sunt slavi, mai ca catolici, ăștia tot. În spațiu rusesc, am o problemă cu această Cezaro Papin sau cu Sinfonia Statului, cu Biserica, adică de multe ori acolo se fac niște canonizări care sunt de multe ori politice așa sau politizate. Acum nu vreau să mă ocup de familia țarului Nicolae, că a fost împușcat de bolșevici. Nu știu dacă i s-a dat posibilitatea ca lui Brâncoveanu să, sau măcar fiilor lui, să scape cu viața. Deci nu știu dacă s-a pus un sau cum am văzut la ăsta, la împărat, ultimul împărat al Chinei, că a fost trecut meșteșugar, nu știu ce. Da? Nu știu dacă i s-a dat posibilitatea să scape cu viața. Deci nu mă ocup de, nu vreau să mă ocup de sfinții care au fost mari conducători de imperii. Sau ăsta altul, cum că tot a fost Nevski, da? Alexandru Nevski. Nu vreau să mă ocup, nu mă preocup, nu. Eu am, bun, asta e reținerea mea, care nu trebuie neapărat să o export. Dar sunt om și am și eu reținerea mele. Mie îmi plac, în primul rând, oamenii care sunt, au fost dintre cuvioși. În primul rând, cu aceștia mă simt cel mai bine. Mucenicii, dacă care au o măsură, dacă care greu de ajuns, dar mucenici înseamnă să fii pus în situația să poți să scapi cu viață lepădându-te de credință. Nu să fii omorât fără să ai această opțiune. Atunci este, e ceva, dar e altceva. Mucenicii înseamnă doar, ca la 540 de mucenici. Uite, baia, vrei să ieși la baie, te așteaptă acolo. Sau mori. Da. Sau la Brâncoveni, vrei să scapă cu viață copiii, să se treacă la islam și îi lăsăm cu viață. Așa, dacă doar ai fost omorât pentru credință, omorât pentru că aveai o funcție foarte importantă și trebuia să fii dat, să fii omorât ca să nu poți să creezi o poziție politică, e mult. Nu știu cum se împacă. Dumnezeu știe. Poate au fost sfinți și ei, nu mă pricep. La drept, pentru că eu știu ce mai și sunt, avem această încredințare, am această încredințare pentru că măcar a făcut, a apărat cât s-a putut țărișoara, Moldova, de influențe străine, cât s-a putut și a făcut atâtea mănăstiri. Și evident, evlavia moldovenilor, în mod special, la el, la Sfânt. A, că a fost desfrânat, că cine știe câți urmași avea și el prin Moldova genetici, așa, Dumnezeu știe. Astea sunt păcate lui omenești, dar ce a făcut pentru creștinismul ortodox, acolo este mult mai important decât păcatele lui individuale. Da. Așa. Și de asemenea avem mărturia unor părinți de la Putna care mi-au povestit mie, direct, de niște exorcisme și de niște minuni făcute la mormântul lui acolo la Putna. Deci asta am auzit eu. Poate că și țarul Nicolae face și el minuni. Nu știu. N-am de-a face cu ei. Da. Da, și de exemplu Sfântul Alexandru Nevski, de care ați pomenit, toată viața a tăiat finlandezi cât a prins. Adică a avut numai bătălii, numai războaie într-una și are moaște întregi. Adică e... Nu poți să știi ce-i în taina lui acolo, a omului, nu poți să știi. Da, da. De asta, și e pictat cu sabia, adică e pictat cu sabia pe icoană, la modul asumat chiar până la cap. Și când am început discuția cu președintele, nu poți să știi ce e acolo. Noi trebuie să vedem politic. Noi trebuie să vedem acțiunea. Nu poți să știi în sufletul omului ce este. Da. Dar nici nu pornești de la început că toți sunt ortodoxi și toți sunt sfinți. Exact. Deci nu, nici așa. Mă, sunt sfinți pentru că este rus, sau pentru că este sârb, sau pentru că e grec, e sfânt, de fapt e ortodox și de fapt e ortodox. Sigur, și atunci e și sfânt. Și în timp ce noi toți suntem o umplutură. Deci, tot Daniela vă întreabă, cum numărăm noi de 12.000 de ori rugăciunea inimii, când noi suntem deja rugăciune? Da, dacă citim pelerinul rus și dacă ne uităm în viața monahilor,
Ei, atunci când se roagă, folosesc metanere. Mă doar și eu am un metaner aici, nu? Sper că se vede, de 33 de boabe. Da, sunt metanere, de exemplu, mai lungi, de 100 de boabe. Și nu te preocupă neapărat numărul. Este una dintre bobițele care sunt în alcătuirea unui metanier, deci cercul acesta de bobițe, una care, să zic, e mai mare, mai specială. Și când ai făcut, să zic, rugăciunea, ai rotit toată rotița de metaner, când ai ajuns la cea mai consistentă, tu știi că ai făcut 33 de boabe. Așa este la rugăciunea lui Iisus, de exemplu, dacă metanerul este mai mare. Ai o boabă mai consistentă, când ai ajuns din nou la ea, dacă a avut metanerul 100 de boabe, știi că ai făcut 100 de ori. Nu te preocupă neapărat, știți că oare câte mai au să acum, dar când ajunge degetul și simte boaba mai consistentă, știe că a făcut 100. Și mai este o problemă. Pelerinul rus, pe lângă faptul că aici trebuie atinsă și foarte bună întrebarea, a atins aspectul acesta al ascultării. Deci el făcea rugăciunea, prima dată a făcut-o de 3.000, adică dacă a avut metaner de 100 de boabe, nu, a trebuit să-l facă de 30 de ori, să-l rotească, la 6.000 a trebuit să o facă de 60 de ori, la 9.000 de 90 de ori, la 12.000 de 120 de ori. Mai este și aspectul ascultării, adică să nu-ți faci voia ta, faci de capul tău. Și când apare atitudinea aceasta de supunere, de ascultare, de a stăia voia, nu să faci cum vrei, cât vrei tu, lucrurile de genul acesta, Dumnezeu dă mai mult har și putere în conținutul celui rugăciune pe care ai făcut-o, ca să primești și harul până la urmă și binecuvântarea rugăciunii pe care ai făcut-o, dar și răspuns de binecuvântare pentru ascultarea pe care ai făcut-o. Ți s-a dat un număr și atunci tu trebuie să îndeplinești numărul. Chiar duhovnicul respectiv pusese accentul și a spus pelerinului rus să facă exact atâtea. Adică nici mai multe, nici mai puține în ziua aceea. Și când a trebuit să facă 3.000, și când a trebuit să facă 6, și când 9, și când 12.000. A vrut să vadă cât este și de râvnitor când aș face canonul, dar și cât este de ascultător. Adică dacă îndeplinește și se supune, se smerește și nu se împotrivește. Că dacă făcea mai puține, arăta că este leneș, indiferent față de ascultarea și porunca primită. Și dacă ar fi făcut mai multe, aia lasă că știu, uite, am râvnă, eu pot să fac mai mult. Și avea o atitudine de mândrie, că e doar știe mai bine decât duhovnicul care a dat să facă atâtea, el poate să facă mai multe. A fost până la urmă și o expresie a dorinței duhovnicului să vadă dacă face sau nu face și ascultare, pe lângă rugăciunea în sine. Și a făcut două lucrări duhovnicești, și rugăciunea ca dar și ascultarea. Și la numărul de genul acesta, când se fac rugăciuni, 100, 2, 3, 1000, 5000, câte se fac, de obicei se folosește acest metanier. Că nu stai să zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă 1, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă 2, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă 3, știți? Că la un moment dat le încurci. Ești mai atent, nu să fii atent la rugăciune, la cuvintele rugăciunii, ești atent nu la cifre. Și la un moment dat ajungi în imposibilitate, dacă sunt multe rugăciuni de făcut, nu? Zici 1250, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, 1251, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, nu? Sau ce număr o fi? E penibil. Dar în momentul în care ai metanierul, e foarte simplu. Adică tu zici pe fiecare bobiță rugăciunea cursiv, cu atenție la cuvintele rugăciunii și aprofundezi înțelesul cuvintelor, ceea ce spui în adresare către Dumnezeu, meditezi la aceste cuvinte ale numerului Dumnezeu, dar imediat, la un moment dat, când ai ajuns la bobița aceea care are număr, 100 sau 200 sau 300 cât ori fi, o sesizezi pe degetul în care rotești metanierul ca să o sii bobița cea mare. Și zici, acum am 100. Știți? Și mergi mai departe, a apărut după aceea metanierul încă o dată, acum am 200. Dar cumva liniști și pașnic. Nu să-ți rămână mintea, mă, dar câte au fost? 100, 2, 3.000 și să te încurci. Important este să se pună accentul pe înțelesul rugăciunii și celelalte merg de la sine. Dar foarte bună întrebarea și mențiunea, atitudinea acelui pelerin avea aceste două dimensiuni. Și rugăciunea ca și trăire, dar și numărul ca ascultare. Nici mai puțin, nici mai mult. Trebuia să se zmerească și să asculte, să fie corect ca atitudine și în fața duhovnicului său. Da, da. Bun. Următoarea întrebare e compusă din două comentarii. Ea începe așa. Smerenia dusă la extrem nu poate duce la o negare a adevărului și la îngroparea talentului și o negare a persoanei? Dacă omul se crede nimic, nu va ajuta niciodată pe nimeni. Cu ce, cum, e nimic, nu poate face nimic. Dacă omul ascultă necondiționat, de ce i-a mai dat Dumnezeu judecata? Păi, haideți să o luăm treptat, da? De la prima. Da. Ce înseamnă smerenie dusă la extrem? Oare există un extrem al smereniei?
Hristos, de exemplu, a dus smerenia la extrem, a negat el adevărul. Deci aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că noi nu înțelegem aceste virtuți. O virtute lucrată nu poate fi dusă la extrem. Cum spune acolo psalmistul David, merge-vă din putere în putere, din treaptă în treaptă. Deci abisul sau adâncul de smerenie este adâncul pe care Hristos l-a arătat și pe care l-a urmat sfinții. Deci nu cum să fie o negare a adevărului, pentru că Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Hristos, Dumnezeu, El este adevărul. Și atunci, smerindu-te, îngroparea talentului și negarea a persoanei nu are nici o legătură. Îngroparea talentului este atunci când tu ești leneș, când nu lucrezi, când nu conștientizezi darurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine, dar pe care le-a lăsat în potență ca tu să le lucrezi și să le desăvârșești, atunci, de fapt, tu îngropi talentul când, deci zice acolo la pilda talanților, slugă leneșă și netrebnică. Pentru ce ai îngropat talentul? Deci slugă leneșă și netrebnică. Și negare a persoanei, păi cum negarea persoanei? E puțin ambiguă întrebarea. Persoana este cea care este creată de Dumnezeu și care are conștiința de sine. Dacă noi suntem conștienți de sine, suntem persoane. Bun. Și partea a doua, dacă omul se crede nimic, nu va ajuta niciodată pe nimeni. Omul care se crede nimic, se smerește înaintea lui Dumnezeu, dar ajută pe ceilalți mai mult decât toți ceilalți, pentru că el împlinește cuvântul Scripturii. Și cuvântul Scripturii spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, vedeți, întrebările acestea vin pe fondul necunoașterii Scripturii, necunoașterii Evangheliei și necunoașterii împlinirii poruncilor lui Hristos. Deci dacă vom citi mai atenți Noul Testament, vom vedea că Hristos ne îndeamnă și să lucrăm, și să ajutăm, și să fim buni, și să fim milostivi, dar și să fim smeriți, adică să nu ne lăudăm, să nu ne trâmbițăm pe noi înșine, ci să lucrăm în tăcere și să lucrăm împreună cu El, împreună cu Dumnezeu, în împreună lucrare. Dacă omul ascultă necondiționat, de ce i-a dat Dumnezeu? Ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu? Oare este o ascultare orbească, oare ascultare în care nu mai lucrează voința ta? Nu, ci este cu adevărat întărirea voinței tale după voia lui Dumnezeu, cel care vrea binele. Eu vreau ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să ajungă. Și atunci tu îți folosești toată judecata ta să te pui în slujba lui Dumnezeu când ești liber, pentru că păcatul este cel care te înrobește, el este cel care te întunecă și el este cel care îți pierde judecata limpede. Dar în momentul în care te încrezi în voia lui Dumnezeu și te încredințezi lui Dumnezeu, el este cel care te luminează și așa cum l-a creat pe Adam și i-a dat această posibilitate a desăvârșirii fiecăruia dintre noi, Dumnezeu i-a dat această posibilitate să crească în har și în unire cu Dumnezeu, dar nu pe alte căi. Vedeți, asta a fost greșeala lui Adam. El a vrut să fie Dumnezeu, dar fără Dumnezeu, pe o cale lăturalnică. Așa și noi, de fiecare dată când încercăm să ajungem la niște măsuri înalte, mai citim ceva, mai văzut un clip, ne-am dat seama de ceva, mai stăm noi de vorbă cu un guru și așa mai departe și vrem noi să ajungem la niște măsuri înalte, dar fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt și fără puterea credinței, de fapt risipim. Cel ce nu adună cu mine, risipește. Bun, și eu avea și o întrebare bonus. Hristos, când a fost acuzat, a acceptat pedeapsa, dar aș întreba de ce e lovit. Pare că și smerenia și răbdarea au o limită. Bineînțeles. Dacă am greșit, spunem cu ce am greșit, dar dacă nu am greșit, pentru ce mă lovești? La fel și sfinții mucenici, atunci când erau duși în fața ighemonului, ei tot timpul întrebau, oare cu ce v-am supărat? Oare cu ce v-am greșit? Noi nu am obstrucționat cu nimic legile statului. Noi suntem cei care ne iubim unii pe alții și ne ajutăm unii pe alții. De ce doar pentru că noi credem în Hristos trebuie să fim, să pătimim și să îndurăm atâtea chinuri? Adică, într-un fel, se apărau, dar nu treceau de acest compromis de a se lepăda de credință și de adevăr. Deci mergeau până la punctul în care se apărau, dar se lăsau în mâna și în voia lui Dumnezeu. Ce putem face pentru atragerea partenerului potrivit?
Știți ce? În primul rând să umble în fundul gol. Doamne, iartă-mă și păze. Ba, bun, acum eu sunt nesimțit, dar analizăm problema simțit. În primul rând, ce putem face să ajungem partenerul potrivit? Depinde ce cutume ai tu, ce prejudecăți ai tu, ce principii ai tu. Dacă ești un om de principii și ai principii solide, duhovnicești, fii tu însuți în primul rând. Fii tu însuți. Caută să faci ce, să-ți atragi un om potrivit care să fie pe măsura părții tale culturale, religioase, duhovnicești, de principii, de gusturi. Nu? Dacă vrei să atragi un partener de treabă, păi n-asculta manele, că-i atragi pe amaneliști. Înțelegeți? Și atunci ce să faci ca să atragi partenerul potrivit? Să cauți să fii exact pe gustul celui care crezi că este potrivit pentru tine. Adică îți place de un tip care la servici, care e literar, intelectual, îi citește, filozofiază, îl vezi cu rafinament, merge la vernisaje, merge la operă, fii ca și el, ce să faci, fii pe măsura lui. Șochează, încearcă să-l seduci exact cu armele lui. Și atunci, acel om care tu crezi că e potrivit pentru tine, bine, dar dați-mi voie să intervin cu vernisajele, părinte, că m-ați nebunit cu bărbații ăștia sofisticați. Bine, acum eu vorbeam la ideal, nu ce da, la piață. Că la piață nu găsești. Eu înțeleg ce vreți dumneavoastră să spuneți, dar viața nu este chiar atât de roz precum pare. Și un bărbat din ăsta care este un teolog remarcabil și un filozof în viață și un descendent al nu știu cărui filozof și așa mai departe, este varză carne sau fără carne, la capitolul inteligență emoțională și empatie. Pentru că l-am ascultat neapărat, deci am râs, am pocnit, nu puteam să râd foarte tare pentru că mă durea operația, încă mă mai doare. Doamne, dumneavoastră știți cum râdeam eu imediat după operație. Există, nu vreau să-i dau numele, că nu vreau să-i fac reclamă, există un mare teolog și filozof în același timp care s-a folosit de noi la un moment dat pentru a-și ridica și el canalul, credea că dacă nouă ne-a crescut canalul, așa o să-i crească și lui încercând să fie parșiv. Nu i-a ieșit. Și l-am auzit zilele trecute vorbind despre arta de a iubi, de a îți satisface femeia. Deci o mizerie totală, efectiv îți venea să... Și stăteam și îmi dădeam seama că, bun, omul se laudă, că citește cărți peste cărți, că face nu știu ce, susține nu știu ce teze de doctorat și așa mai departe. Dar la capitolul inteligență emoțională, bun simț, empatie, este zero. Așa că bărbați, femei, căutați-vă în primul și în primul rând un om în viață cu care să treceți prin viață. Pentru că la câte probleme de sănătate am avut eu, la cât m-am îngrășat eu după sarcină și după ce m-am căsătorit, dacă Alex al meu nu era om, pleca cu prima femeie care ieșea în cale. Sau invers, dacă eu nu eram om, plecam cu primul, că într-o căsnicie nu e ușor. Așa că doamnei care a pus întrebarea, pe mine m-a pufnit râsul că asta cu cum să atragem partenerul potrivit, sunt foarte multe fetișcane sau doamne din astea împlinite și neîmplinite pe internet, care au început mai nou să fie un fel de trainere de seducție și nu știu ce, și încep să dea ele sfaturi în dreapta și în stânga, și săracele femei mai și plătesc pentru treaba asta.
Și mai sunt și deschizătoarele alea de cărți, de tarot sau nu știu care, care la fel, haide să facem asta pentru atragerea partenerului potrivit. Ca să atragi partenerul potrivit, fă o cruce mare, roagă-te la Dumnezeu, Doamne, scoate-mi în cale, nu umbla cu batic pe cap în afara curții bisericii, că nu ești pocăită, fii un om și atragi un om și nu căuta, nu știu, luna de pe cer. Păi da, și cum am zis, mă, să fie el însuși, adică până la urmă eu cred că oamenii se atrag văzându-te exact că cel care nu te place din cauza, să zic așa, universului tău cultural, ăla nu va veni lângă tine. Atunci n-are rost. Ori dacă chiar îți pică cu tronc fizic unul care părinte, e extraordinar, atunci trebuie să te ridici la nivelul lui. Vreți să vă mai spun eu, părinte, că apropo de nivel cultural, câte pipițe am văzut eu la brațul politicienilor și a oamenilor de afaceri care nu sunt capabile decât să zâmbească și nu sunt capabile să deschidă gura să zic o frază. Da, eu nu zic nu, acum nu, mă gândesc că sunt și din ăștia care... grămadă, vă spun eu, așa că n-are treabă cu nimic. Un om când are bani, uită că este om. Nu mai are bun simț, nu mai are... da, se poate așa asta. Foarte mult. De aceea, căutați-vă oameni. Vă întreabă în felul următor. Părinte, Dumnezeu ne ia din această lume când vede că suntem mai aproape de a ne mântui sau nu este în general acest lucru, ci depinde de modul cum omul își trăiește viața? Anii și vremurile și viața noastră sunt în mâna lui Dumnezeu. Noi trebuie să plecăm de la această conștiință. Dumnezeu și de la această încredere. Dumnezeu ne ia din această viață atunci când consideră El că este cel mai potrivit pentru mântuirea noastră. 1. Dumnezeu ne ia în această viață în momentul, dar și în momentul în care noi am cam terminat lucrările noastre în această viață. Dumnezeu dă și timp de mântuire și prelungește viața noastră. Dumnezeu dă și timp de pocăință. Dar Dumnezeu ne mai și scutește de marile necazuri, de marile greutăți și de marile răutăți. Despre unii sfinți se spune, despre împăratul Iosia se spune așa. A greșit poporul evreu foarte mult înaintea lui Dumnezeu, în timpul împăratului Iosia, și Dumnezeu îi spune: tu ai fost drept înaintea mea și voi lua sufletul tău înainte de a pedepsi acest popor, pentru ca tu să nu vezi tot ceea ce se va întâmpla cu acest popor după mânia mea pe care aceștia au întărâtat-o. Deci, momentul ieșirii noastre din această lume este o taină. Pentru oricine. Și trebuie privit ca o taină. Iisus Hristos ne spune să privegheați și să vă rugați că nu știți ziua și nu veți ști și nu știți niciodată nici ceasul în care vine stăpânul vostru. Noi cu lucrul ăsta trebuie să plecăm, lucrul ăsta trebuie să-l avem în minte. Că nu știm ziua și nu știm nici ceasul. Și va fi ca un fur care vine noaptea. Da. Totul ține de pregătirea noastră. Și Dumnezeu hotărăște când noi mai suntem în stare să facem acea pregătire potrivit lui sau dacă noi, sau, și atunci vine, ne rugăm pentru acel sfârșit creștinesc al vieții noastre, sau Dumnezeu știe și momentul pentru, în care se hotărăște ca acel sfârșit să vină ca o pedeapsă pentru noi. Și atunci ne gândim la acel sfârșit năprasnic al vieții noastre. Cam în zona aceasta văd problema care dumneavoastră ați ridicat aici. Da. Foarte interesant și este foarte interesant, ar fi interesant de discutat și ecourile morții în rândul celor care rămân în viață, adică familie, apropiați, de exemplu, dacă, nu știu, moare un tată sau o mamă mai tânără, da, și rămân copiii mici. Toate aceste efecte, cum ar putea înțelege cei ce rămân moartea subită, de exemplu, a unui părinte? Din ce am văzut până acum și din ceea ce este normal și natural și omenește, oamenii întotdeauna se raportează la modul tragic și la modul dureros la acest eveniment, care este tragic și dureros. După aceea, din păcate, uitarea intervine.
după aceea, pentru că spune, viața trebuie să continue. Și aici, știți, piere frumusețea aceasta exterioară, nu mai vedem, știți, ochii care nu se văd să uită. Și uităm să cultivăm și să căutăm în continuare frumusețea sufletească a omului care a fost și eventual să ne intereseze și traseul lui de acum încolo, din momentul morții încolo. Noi aici uităm că lucrurile nu se termină la mormânt. Se termină pentru el, în sensul pentru cel care a plecat de lângă noi, în sensul că el nu mai are lucrare care o poate dezvolta pentru sufletul lui, dar nu se termină pentru noi. Și aici, din păcate, suntem foarte deficitari la problema asta. Pentru că oamenii încet, încet uită. Da, se achită, de exemplu, de datoriile acestea pe care le au față de sufletul lui, cum a intrat în obișnuința noastră populară, adică să facă la 9 zile o slujbă, să se facă la 40 de zile, după aceea să facă la un an sau la 7 ani. Dar încet, încet, știți, oamenii niciodată nu uită în totalitate și întotdeauna își mai aduc aminte, băi, tata sau băi, copilul sau băi, fratele, dar în același timp omul ăla nu mai este prezent în rugăciunea lor în zi de zi. Da. Aici cred că trebuie să se lucreze și de aici se dezvăluie acea mare taină a lui Dumnezeu în legătură cu sufletul omului plecat de lângă noi. Dacă noi lucrăm la acea taină și la acea frumusețe a sufletului uman dincolo de ușa mormântului, dincolo de groapă, atunci și Dumnezeu lucrează în sufletul nostru taina aceasta și a morții și a vieții și de aici și de dincolo. Dacă noi alegem uitarea și nepăsarea și delăsarea, cred că lucrurile astea le vom și culege. Dar omul în general, în măsura în care are grijă de sufletul lui, în aceeași măsură are grijă și de sufletul celor plecați. Eu cam așa. Bună, Maria vă întreabă, de ce oamenii caută preoți cu harisme? Doar canonul lui se împlinește sau orice acatist sau paraclis îl face în credință și speranță se împlinește? Adică doar la preoții cu harisme? Dar întrebarea mea este simplă. În toate spitalele sunt doctori. De ce te operezi numai la profesor sau la mâna întâie sau la chirurgul șef sau cel cu experiență? Așa este și preotul. Preoți sunt toți, dar nu toți sunt preoți. Doctori sunt toți, dar nu toți sunt doctori. Judecători sunt toți, dar nu sunt toți judecători. Avocați sunt toți, dar nu sunt toți avocați. Deși, orice preot ar face o slujbă, Dumnezeu o primește. Dar, cum spune în Faptele Apostolilor și în Apostol, pe unii a pus Dumnezeu învățători, pe alții apostoli, pe alții proroci, pe alții cu darul cărmuirii limbilor, pe alții cu darul faci minuni, pe altul cu darul izgonirii duhului, altul cu darul discernirii lucrurilor. Fiecare în dreapta lui. Și atunci, sigur că tu cauți sau oamenii caută ceea ce simt ei că au nevoie. De exemplu, la Sfântul Leonid de la Optina, el era un sfânt mare de 160 kg, om avea hidropic, avea un burtan mare de-abia îl ducea. Și a venit un general la ușă și când a deschis-o, că auzise și el de Sfântul Leonid, că există preotul ăsta sporit și vrea să-l vadă. Se întâmpla la Valam, parcă, sau la Optina. Și când l-a văzut printre uși, Sfântul Leonid, cât e de mare, bă, dar la ce urs, la ce burduhul ăsta, la ce animal, ăsta e cât un poloboc. Și când a intrat așa cu sfială, să rămână părinții, tu ce dorești? Știți, n-am trecut să vă văd. Și Sfântul Leonid s-a ridicat în picioare, că era de mare și să văd erată. N-am, mă vezi, prostul, burduhosul, polobocul, ca să știi de ce ai venit aici. Mai vrei altceva? A, părinte, să mă iertați că am gândit așa. Tu ai venit să ceri un cuvânt din gura lui Dumnezeu prin mine și nimic mai mult. Du-te și te pocăiește că te vei îmbolnăvi. Și la nu știu cât timp, ofițerul ăla a trecut printr-o boală foarte grea, dar a scăpat. Da. Adică burduhosul i-a arătat că vede și înainte și știe gândurile și i-a spus și ce va păți în viitor. Da. Numai că babile noastre pățesc invers, prea cuvioasele și elogioasele noastre stafide sfințite, când nu sunt atente, fac prostii mai mari ca ele. Găsesc tot felul de impostori care au tupeu și flair și li prostesc. Dau o simplă explicație.
la faza asta. Eu aveam câteva babi de asta mai pensionari, mai necăjite. De felul meu nu sunt nici milos, dar am nota bunului simț, zic eu. Și când le luam pomelnic cu anual, pentru că știam că săraci, nu mai mă puneam să pună 5, nu 10, punii bunică pități care ai de pus, că doar tăți trebuie pomeniți. Și luam acolo un 50 lei, dar faptul că aducea în timpul anului o pâine, o sticlă cu ulei, mai dădea 5 lei pe autobuz când venea la biserică, lasă tot de un pomelnic să face de un an de zile, nu mor că pomenesc niște suflete. Ca la o vreme, văzându-le că nu mai vin nici pe la morți să ridice, nici să mai fac o colivă, nici să mai pun un pahar de vin. Și întreb de cineva, zic, băi, dar ce-s cu babile astea noastre, că nu prea le mai văd sâmbătă pe la parastază? Eu pomenesc caietele alea, dar ele nu mai pun acolo o pâine, o lumânare, un pahar de vin. Și unul am zis, dar ce părinte vă ofticați, că nu vă aduce dumneavoastră? Zic, băi, dacă ăsta e un motiv de oftic, eu pot să pun o prescură, nu e o problemă. Și atunci, primind răspunsul ăsta, dracu m-o scormonit ca să mă duc pe fir să văd despre ce e vorba. Nu pot să dau locul și numele și prea mult, nu mă interesează problema în sine, ci actul în sine. Unde le chema și făceau parastase cu plăcinte, cu colaci, cu pulpițe de pui și scoteau copii avortați din iad. Aoleu, de unde? Să, nu contează, să vezi tu, drace. Da. Adică eu nu-ți iau bani cât trebuie pomenicul și nu te pun la cheltuială, te las cu o pâine și un pahar de vin și îți pomenesc pomenicul tătanul. Tu nu te ocupi de morții care trebuie pomeniți, dar te duci și scoți din iad cu carne și cu friptură pe cei avortați. Păi ai mănânci tu friptură pe lumea cealaltă, stai că nu a venit încă vremea socotelii. Crezi tu că îi scoți cu un ștergar și cu o lumânare și cu o tigaie de friptură pe ea din iad care i-a avortat? Nu, ai răspuns pentru ei. Și apoi când le-am prins, am șters cu ele pe jos, da, îmi vii rușine, zic eu, vă socot femei serioase. Și fai, părinte, că ne-a învățat cineva și m-a întrebat pe mine, ai luat binecuvântare? Da, da, știu că vă supărați. A, deci știai că mă supăr, știai că nu-i corect, știai că nu se face așa și așa, de-i dus, ai făcut. Da. Asta, apropo de cititul psaltirii cu binecuvântare, știți, la cât de psaltire și de asta... Aștia spreuță cu harismă care îi caută ele, care îi ligolesc buzunarul și li prostesc ca pe vite. Asta înseamnă popa cu harismă. Dacă îi spui adevărul din scriptură sau cât cuprinde liturghierul și molitfelnicul, nu-i place. Vrea ceva ce nu a făcut nimeni. Senzațional, ceva mai proaspăt, ceva mai nou, părinte, că Biblia, da. Evanghelia... Cum să spun, accept ideea că conștiința te mustră și vrei să salvezi orice suflet de la moarte. Eu mai văd și prin pomenci, Ion Ioana, Ion Ioana, Ion Ioana, și eu știu că s-a vărtat, să-i taică și știu că nu se pomenesc. E bună ideea că conștiința te mustră. Bă, dar fă mâncare și du la un azil și zi, uite, de sufletul celor avortați. Fă mâncare și du-te la un spital de ăsta de bolnavi cu psihiatrie, cum îi, mă rog, Șipotele, Bârnova, și faci o faptă bună, vrei. Sau du-te pe stradă și împarte pachete. Dar nu te duci tu un nu trebuie și faci tu slujba. Arată-mi și mie în molitfernic unde scrie slujba celor avortați. Da. E o reeditare, da. O ediție mai nouă. Și aia sunt popii cu harismă după care umblă el. Restul sunt preoți normali. Da. Așa că mare grijă. Bun, ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Bogdan, haideți să mai clarificăm o dată, că cu siguranță unii răstălmăcesc ceea ce a spus. Părinte, ce aveți pe vrabea față de Sfinții Ruși? Nu am pe vrabea față de Sfinții Ruși. Îmi sunt și mie dragi, dacă pot să fac Sfânta Liturghie, când este un Sfânt Rus, îl fac cu drag, la câțiva dintre ei, că nu pot, toți, că ei au câteva zeci de mii, adică au canonizat la un moment dat încât au invadat tot calendarul. Dar un Sfânt Serafim de Sarov, că mă aprinde 2 ianuarie, totdeauna îl pomnesc cu drag că sunt la Agapia, de obicei, la ziua respectivă. Sau ce ar sfinți, dacă am un Sfânt Rus și îl văd prin calendar, încerc să fac liturghie de dragul lui. Deci n-am nimica cu ei. Cu IPS Login, să o spunem pe a dreaptă, la un moment dat, el într-adevăr a luat aceeași atitudine ca și Biserica Rusă, n-a participat în Creta. Dar modul cum s-a vorbit despre IPS Teofan, da, al nostru, a fost de o duritate și care nu se potrivea dar deloc cu situația atât cât am cunoscut eu, deși eu sunt în București, dar totuși, cu ce se întâmplă între noi. Exact. Și atunci, o scrisoare deschisă în care povestea, bun, acum o să ne sară în cap toți care sunt anticretari. Să sară în cap. Dar nu a fost așa. O scrisoare deschisă și de multe ori poziții din astea luate în care Biserica Ortodoxă rămână, Patriarhia rămână, tu ești într-o altă patriarhie.
Ocupă-te, dragule, n-ar plăsi nicia voastră, mai tați, că nu-ți dragă, nu suntem de o... N-ar plăsi nicia voastră. Ocupați-vă de copiii de acolo. Ocupați-vă de românii din Bucovina de Nord. Uite ce se întâmplă, că se plângea cineva de deznaționalizarea lor. Ajutați să păstreze conștiința națională. Aveți conștiință națională? Păi conștiința națională înseamnă cu românii și de aici. Nu înseamnă că noi suntem numai niște răi, că nu suntem filoruși. Deci aici am problema respectivă, în rest, fiecare să-și vadă... Absolut nimic, adică Doamne ferește, nu... Să nu. Iar cu Sfinții Ruși, nu, este greșit, dar nici nu vreau să monopolizeze toată evlavia. Și acum, și cu un alt preasfințolog, nu avem nimic personal cu sfinția sa, Doamne ferește, discutăm strict declarații, adică la modul... Declarații respective. Iar, iar cu Sfinții Ruși nu vreau să monopolizeze evlavia. Atenție! Pentru că, prin politică bisericească, încetul cu încetul dispar ai tăi, sau nici măcar nu apar ai tăi, și apar ceilalți. Avem, adică, aveam o discuție cu cineva și să vă spun, și închei, Și vorbeam despre un comentariu la Evanghelia Matei și spun, uite, ce spune Sfântul Ioan Grădar. A, dar te-o faci zăvărută să vezi ce a spus despre tema asta. Și uite ce spune acolo altul, Sfântul Vasile cel Mare. Da, dar să vă zic, Ignate Brancianu vocea spre acest lucru. Bă, ok, foarte bine. Nu spun opoziția. Tot timpul, la orice spuneam eu, dintr-un sfânt mare, sfânt Darscar Mâșierac, totdeauna venea o replică rusească. Da. Foarte bine, foarte frumos. Da, am observat fenomenul. Și ca atare, nu mai contează, de fapt, de drept, la un moment dat există tendința asta de a monopoliza. Și da, la un moment dat... Mă trezești cu Petru cel Mare că este canonizat până la urmă. Da. Da? Deci și cu biserica și dacă când s-a introdus muzica asta corală, care nu este o muzică psaltică și nu este o muzică tradițională, o muzică foarte frumoasă, mie îmi place, ascult în mod sistematic muzică rusească de cult. Sistematic ascult, îmi place foarte mult. Deci dacă îmi punem aici, mie dacă îmi cântă asta, îmi cântă muzică rusească sau de limbă slavă. Mai mult decât și grecească, dar mai mult decât grecească. Sau icoanele care s-au devenit, sau introduce aceasta a stilului, uite cum a fost la noi la Sihăstria, la Mănăstirea Sihăstria, care e mănăstirea mea de suflet, la Irineu Procencu, care a împictat Paraclisul, dar este în stilul acesta occidental. Realist, da, un stil... Realist. Bun, da. Frumos, nu e foarte... Dacă este venit pe filiera aceasta rusească și ucraniană, când au vrut ei să schimbe tradiția. Deci, hai să fim cu dreaptă socotință. Și discuția care am avut-o, și am mai spus, cu Sfântul Luca al Crimei, v-am mai povestit lucrul ăsta. La un moment dat, părintele care a venit aici și-a făcut, slavă ție Doamne, Paraclisul de la Spitalul Parhon, un părinte absolut minunat, absolut minunat, un părinte place foarte mult de el. Așa, Gheorghe și nu mai știu cum, așa. Și l-a dedicat Sfântului Luca al Crimei. Și cumva a reușit în chip minunat să ajungă să obțină Sfinte Moaștea Sfântului Luca al Crimei de acolo. S-a dus acolo și l-a obținut acolo. Și a zis, mă, părinte, dar totuși, aceeași chestie. Da, Leontie de la Rădăuș și are, mă, tată. Da, Iosif cel Milostiv de la Iași, Iacob de la Putna, Barlan de la Secu, Ioan de la Rușca și Secu. Auzi ce spune părintele ăsta? Știi, am întrebat și eu acolo. Și spune, auzi, o să avem și noi evlavii la Sfinții voștri când toți aveți voi evlavii la Sfinții voștri. Wow! E în alt partid, în altă echipă. Păi da, dacă noi nu avem evlavii la Sfinții noștri, așteptăm de la ucrainieni sau de la rusi să aibă evlavii la Sfinții noștri? Da. Când, câți oameni se duc... deci, câți oameni citează pe Părinte Cleopa, poftim, Ilie, care totuși are cărți și când sunt accesibile. Ne vorbește Părinte Cleopa, sunt 18 volume. Cât îl citează, cât îl citează Părinte Sfântul Paisia Chiruitul. Și atunci ne așteptăm dat de... Nu? Deci asta spun. Deci nu am problema cu evlavia cu Sfinții Ruși, ci am problema cu faptul că se dă deoparte evlavia la Sfinții noștri. Exact. Și îi păstrăm și pe ei. Și eu încă o dată spun, la Sfântul Serafim de Soară, pentru că știu, pe 2 ianuarie am totdeauna fac cu drag Sfântul Altul Ghet. Și mă strădui să ajung la Sfântul Altul Ghet pe 2 ianuarie, totdeauna. Da? Și dacă o să mai numeresc și alții, cu tot dragul. Bogdan vă întreabă, părinte, am o întrebare. Dumnezeu este bătrân sau nu? Că în unele icoane apare ca bătrân, pictat ca fiind bătrân. Mă,
Nu știu, că de la ultima cafea care am băut-o cu el, nu i-am văzut fața, mă. Ați pierdut legătura. Nu i-am văzut fața. Cum arată? Nu e bătrân. Nu e bătrân. Că dacă ar fi bătrân Dumnezeu, înseamnă că trebuie să îmbătrânească. Și dacă îmbătrânește, înseamnă că trebuie să și moară. Păi Dumnezeu nu poate să îmbătrânească. Adică lumea să zică Dumnezeu la un moment dat, bă, Sfinte Petre, tu l-ai, Doamne, ce mă doare reumatismul ăsta, mă, așa mă supără reumatismul. Dar nu merge, este inadmisibil să poți crede că Dumnezeirea e bătrână, Dumnezeu Tatăl e bătrân. Acum, sigur că vedeți că de ce teologia spune că oamenii vor fi la vârsta maturității în rai și fără bolile și defectele care le-au avut în viață. Va fi cum, de exemplu, un rai să vezi în împărăția Dumnezeu să ajungă un bebe de 4 luni care a murit. Păi la atâta viață va fi bebe în rai. Să zică nevasta în rai, mă, bărbate, mai plimbă și tu căruciorul cu copilul ăsta, mă, că eu m-am săturat. Înțelegeți? Deci în rai nu o să fie bebe, nu o să fie sugari, nu o să fie femei lăhuze sau știu eu, care mor în momentele alea. Că s-ar putea, mor copii de 6 săptămâni, mor copii la 1 an, mor copii la 2 ani, unii au cocoașă. Tu crezi că în rai vor avea cocoașă toată viața? Exact. Vor avea cocoașă în veșnicie? Dar o să zic că ea, Doamne dragă, eu mai știu că dumneata ești, tu, Doamne, ești cinstit, dar e corect că eu am rămas cu cocoașa asta și în viața de dincolo. Sau o să aibă sindromul Down, copii cu sindrom Down. Aia vor fi cu sindrom Down în viața de dincolo? Vor fi autiști. Se mântesc ca autiști. Vor fi autiști în viața de dincolo? Păi ce hazna au că sunt autiști? Nu înțeleg, nu pricep, n-au nicio rațiune. Unde e bucuria lor? Ei au o bucurie instinctivă. Nu au o bucurie înțeleaptă, nu au o bucurie absolută, concretă. Autistul cât pricepe, se bucură așa ca animalul, râde, se bucură felul lui, dar în rai, eu în împărăția lui Dumnezeu mă gândesc acolo, omul e absolut, omul va fi înduhovnicit, cu trupul înduhovnicit. Și atunci Dumnezeu îi dă duhovnicia profundă. Da. Eu așa mă gândesc. Cel care pune întrebarea, probabil a văzut, sunt în anumite icoane care, într-adevăr, Dumnezeu Tatăl este pictat ca un bătrân în încercarea de a... Este ideea de cel scap acum denumirea. Cel vechi de zile. Este da, cel vechi de zile, da. Dar nu e corectă teologică icoana. Pentru că nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu Tatăl. Nu poți să spui că e bătrân. Și acum, cum am zis, mă, acum Duhul Sfânt cum e atunci? No, hai că Duhul Sfânt cum? E un fel de fum? Sau Duhul Sfânt e porumbel? Da. Vedeți? Noi avem reprezentări ale Duhului Sfânt în limb de chip de, limb de foc. În chip de limb de foc. Porumbel. Dar ce în Împărăția lui Dumnezeu e Dumnezeu Tatăl bătrân, Iisus Hristos plin de rând și de cruce și de bătăi și schingiuit, tânăr la 33 de ani și Duhul Sfânt un fel de energie. Pe cum? Asta e Sfânta Treime? Păi la stejarul Mavrii au fost 3 îngeri, s-au arătat. Și vedeți că în teologia iconică a Sfântului Rubliov, dacă nu mă înșel, că a devenit Sfânt, îngerii au aceeași față. Au aceeași față, aceeași identitate. Cele 3 ispostasuri n-au diferențieri. Doar la veșminte. Doar la veșminte. Nu e făcut Hristos cu crucea în spate? Va fi culmea acum Duhul Sfânt să aibă porumbelul într-o mână și limbile de foc în altă mână, Dumnezeu Tată să aibă o cârjă și Dumnezeu Fiul crucea. Sau Dumnezeu Tatăl un toiag și Fiul crucea. Păi nu personificăm că Dumnezeu Tatăl fiind cel vechi de zile, acum gata, e bătrân, alb, chestii, nu. Nu putem crede că Dumnezeu e decrepit.
Dumnezeu Tatăl e un bătrân din ăla care de-abia vorbește de bătrân ce e. Sau cum? El a apucat să îmbătrânească, deci înseamnă că dumnezeirea e perisabilă. Înseamnă că acolo ceva nu vâjește, adică stai un pic, mă, îmbătrânim, mă. Da. Parcă văd că zice, am aflat, Doamne ferește, să nu zică, mă, oare și tușește. Nu merge. Eu ironizez ca să bată oamenii până unde merge ideea, că ideea noastră normală ar trebui noi să gândim profund. Eu de multe ori când mă întreabă oamenii de Maica Domnului, că Maica Domnului a fost fecioară, că nu a fost fecioară, măi, oameni buni, voi vă imaginați pe Maica Domnului făcând ceva cu un bărbat? Ți-o poți imagina tu pe Maica Domnului? E cea mai mare nerușinare posibilă din lume. Să ți-o o concepe Maica Domnului având asemenea experiență cu un bărbat. Fie el Iosif, fie el alt. Deci nu poți gândi așa ceva. Este atroce, este demonică gândirea. De aceea eu îi spun, este normal ca Dumnezeu să o lase pe Maica Domnului fecioară. Pentru că atât de curat a fost și atât de curat a fost pregătită pentru marea sa misiune de a-L primi pe Dumnezeu Fiul în pântecele ei, încât i s-a dat fecioria pe viață. A fost curățenia truchipată. Nici nu ne putem gândi la probleme de genul ăsta. Nici nu ne putem gândi. Că omul merge cu mintea lui, că o fi avut, că o fi trăit, că o fi simțit, că o fi mirosit, că o fi pipăit. Nu! Nu! Nici Ioan Botezătorul nu cred că a avut vreodată tendințe de acest fel, ca bărbat, ca om. Nu cred. Nici nu ne putem gândi. Mai bine stai o mână, să un deget, să gândești, să ai gândul ăsta demonic, că mă, oare... Nu fi avut ea apucături de astea de împreunare, de nu știu ce, nu. Da. Și așa e și aici Dumnezeu Tatăl bătrân. Bă, nu se poate că ajungi bătrân, înseamnă că acolo deja îmbătrânește. Pe cum a fost un Dumnezeu Tatăl tânăr și-o tăstat până o bătrânit și după aceea l-a făcut pe Fiul și e diferență între Fiul și Tatăl de 30 de ani. Da. L-a născut pe Fiul din înainte de veci, deci nu poți să crezi că e bătrân. Bun. Că Dumnezeu se poate arăta ca un bătrân, mă gândesc. Poate că Dumnezeu poate orice. Dar nu este. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire.